grijă de sănătatea publică și ceilalți sărmani care de multe ori sunt neascultători. Da. Sau așa sunt interpretați. Așa, da, da, da. Exact. Da. Se poate începe. Putem începe. Da. Preasfinția voastră, cu binecuvântare, preasfinția voastră, facem o rugăciune. Da, vă rog. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Celesc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care le pretutindenești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește într-o noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preasfințite Părinte, binecuvintează. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să rămână preasfinția voastră. Bine v-am găsit. Să rămână preasfințitului Atanasie, că l-am văzut în listă. Să rămână preasfințite. Și... Doamne ajută tuturor și mulțumim preasfințitului Siluan pentru această seară minunată. Este cu noi, a acceptat invitația și pe această cale îi mulțumim și transmitem în același timp și salutul preasfințitului episcop Siluan al Italiei, care nu reușește în această seară să se conecteze, dar prin delegație este prezent aici. Cu siguranță. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc mult. Aș vrea, dacă se poate, să fac o scurtă, foarte scurtă prezentare a preasfințitului Părinte Siluan, episcop ortodox român al Ungariei. Nu știu dacă dumneavoastră îl cunoașteți, de aceea v-aș da câteva repere, așa. Născut în 1971 la Lipova, în județul Arad, licențiat în teologie în 1994 la celebra și foarte bună facultate de teologie ortodoxă Andrei Șaguna din Sibiu, așa. În anii 94-95 studiază în Franța. Apoi 97-98 alte studii pe limbă greacă modernă la Atena, în 98 din 98 în 2002 studii de masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Atena. Tunderea în monahism este în anul 1995 la mănăstirea Hodoș Bodrog în eparhia Aradului, celebră, foarte, foarte bine cunoscută de toți românii. Așa. În 2002 devine egumen al schitului Adormirea Maicii Domnului din Săcal și în Bihorul Unguresc. Iar în perioada 2003-2007, fiind consilier cultural al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, din această ascultare va fi chemat la ascultarea episcopatului. Iar hirotonia într-o arhiereu are loc în luna iulie a anului 2007, așa cum preasfințitul a amintit un pic mai devreme, și este episcop al Ungariei din 8-7-2007. Preasfinția voastră, asta e foarte, foarte pe scurt. Noi vă ascultăm cu toată bucuria și ne bucurăm foarte mult de acceptul pe care ni l-ați dat și știm că trebile unui episcop nu sunt chiar puține. Dacă noi avem trebi mai multe așa la parohie sau la protopopiat sau care pe unde mai are ascultări, ne închipuim că trebile unui episcop sunt multiple. De aceea, cu toată bucuria, vă ascultăm în seara aceasta din cele pe care ni le veți împărtăși și după aceea vom avea și noi întrebări pe care vi le vom adresa și la care, cu mila Domnului, ne veți răspunde. Vă ascultăm cu toată dragostea. Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult. Și mai întâi de toate aș dori să-i mulțumesc preasfințitului episcop Siluan al Italiei și sfinților voastre, părinților care vă osteniți din acest punct de vedere la departamentul acesta de mass media și informații al Episcopiei Italiei. Și bineînțeles că mulțumirea este pentru faptul că v-ați gândit și la mine să susțin o conferință în această serie de mai multe conferințe de 10 zile, dacă nu mă înșel, pe care o
inaugurați chiar de astăzi, bineînțeles cum era și firesc de dimineață, cu chiriarhul locului, cu preasfințitul părinte Siluan al Italiei. Și bineînțeles că doresc să vă aduc un salut călduros, o binecuvântare, o îmbrățișare părintească și frățească, dacă se poate spune așa, în primul rând pentru credincioșii și preoții sfinților voastre de acolo din Episcopia Italiei și care, să spunem, prin ierar și prin numele pe care ne le-a rânduit Dumnezeu să-l purtăm, atât preasfințitul Siluan Șpan al Italiei, cât și eu am putea să spunem că într-un oarecare fel suntem înfrățiți, pentru că știm că, sau am aflat la teologie, că numele au o, fiecăruia dintre noi, numele fiecăruia are o valoare importantă și determină o legătură personală între persoana respectivă și sfântul de care aparținem și, bineînțeles, că atât preasfințitul Siluan al sfinților și domnilor frăților voastre, cât și eu, l-avem la Evlavie și îl cunoaștem pe sfântul Siluan Atonitul, care a trăit la muntele Atos și s-a mutat la cele veșnice în urmă cu aproape un secol, dar prin rugăciunea și nevoințele sale și mai ales prin dragostea pe care Dumnezeu i-a dăruit-o pentru cei din mănăstire, pentru lucrătorii care erau acolo, dar și pentru lumea întreagă, a ajuns încetul cu încetul să fie cunoscut de anumiți oameni în timpul vieții sale și al trăirii sale ca monah, deși de mulți dintre colegii și dintre călugării săi era poate nebăgat în seamă, dar totuși prin dragostea pe care Dumnezeu i-a dăruit-o pentru lumea întreagă, Sfântul Siluan a ajuns să fie cunoscut de către oamenii de pretutinde și cu siguranță și de către preasfințitul părinte Siluan al Italiei și de către mine. Tema despre care, pe care mi-ați rânduit-o sfințiile voastre de acolo, de la Episcopia Italiei, de la departamentul respectiv de mass media și pe care o să încerc să vă spun câteva cuvinte acum în deschiderea acestei conferințe, se numește într-un mod interesant, într-o lume a aparențelor orgolioase, de ce să fiu smerit? Și m-am gândit să vă prezint așadar câteva cuvinte pornind de la această temă și mai ales de la situația în care ne aflăm și noi, într-o bună măsură, poate într-o mai mică măsură decât frățiile voastre în Italia, pentru că noi facem parte din ceea ce se numesc românii din jurul granițelor sau din ținuturile istorice, care poate de-a lungul vremii, cum este, sunt cei din Republica Moldova sau alții mai puțin sau deloc, au făcut chiar parte din România Mare sau oricum au rămas comunități foarte puternice sau mai asimilate, mai mici, mai mărunte în jurul granițelor, la sfințiile voastre. Bineînțeles, după Revoluție, după anul 1990, ați plecat acolo în diaspora mai departe și ați încercat să vă găsiți un rost. După cum știm însă și vedem cu toții, trăim într-o lume modernă și foarte dezvoltată din multe puncte de vedere, din punct de vedere tehnic al aparaturii, care s-a dezvoltat din ce în ce mai mult și pe care o dețin cu toți, în special țările foarte dezvoltate, al mașinilor, al posibilităților materiale și nu doar intelectuale de care dispune această lume, o lume care este supra-tehnologizată, dar care se pregătește, pare să treacă într-o nouă etapă superioară și mai avansată a informatizării și a spațiului virtual, a internetului la viteze 5G și cred că cu siguranță nu se va opri aici dacă ar fi să urmărim mersul firesc al lucrurilor în ultimii ani și cât de mult a progresat lumea în ultima sută de ani și mai ales în noi ani, în anii de ai noului mileniu în care am intrat, iată, nu de multă vreme, parcurgând doar două decenii. Însă nu știm mai exact ce va presupune această lume super tehnologizată și virtuală din punct de vedere concret și dincolo de avantajele părutele, avantaje pe care ni le oferă și care cu siguranță ne vor fi servite
din ce în ce mai mult pentru a accepta cu toții trecerea la acest nou pas de dezvoltare din istoria lumii. În această societate modernă sau postmodernă, cum au numit-o unii, se pare că contează cel mai mult concurența sau posibilitățile de care dispune fiecare om în parte din această societate sau, bineînțeles, anumite societăți, anumite instituții. Și, bineînțeles, că aceste posibilități sunt sau se dorește să fie din ce în ce mai puternice. Și s-a investit foarte mult în cercetare, atâția bani și în cercetarea de toate felurile, inclusiv din punct de vedere militar, nu doar informatic. Și la nivelul omului simplu s-a lăsat poate impresia că cel care are mai mult din punct de vedere material sau din punct de vedere al poziției pe care o ocupă în societate, al influenței pe care o are sau pe care dorește să o poată avea în viața celorlalți din jurul lui, de la un nivel din ce în ce mai extins și dacă s-ar putea chiar și în conducerea societății. Așadar, există această impresie în societatea noastră, sau exista până nu demult, pentru că acum de câteva luni pare că toate s-au cam schimbat și am putea să intrăm într-o nouă etapă a lumii care nu știm unde ne duce. Exista așadar această impresie că cel care câștigă mai mult și este mai bogat, acela ar fi mai fericit decât alții și mai împlinit din punct de vedere uman, ar fi mai mare și mai important decât semenii săi. Acela este modelul după care în mod normal aleargă neîncetat omul zilelor noastre, omul contemporan. Și acest lucru putem să-l vedem cu toții, și dumneavoastră și eu, în jurul nostru sau într-o oarecare măsură. Bineînțeles că am ajuns să, sau putem să cunoaștem astfel de principii, astfel de lucruri, astfel de valori și din proprie experiență, pentru că majoritatea dintre frățiile voastre, poate că atunci când ați plecat de acasă spre îndepărtata și de multe ori foarte amara străinătate, și în diferite țări în care fiecare dintre sfințiile sau frățiile voastre și-a găsit rostul, dar bineînțeles că acum ne adresăm în primul rând în Italia, pentru că este o conferință organizată de către Episcopia Italiei, cu siguranță ați avut în vedere și v-ați dori și o realizare din punct de vedere material și profesional pe care nu o aveați acasă și, bineînțeles, și o afirmare pe scara valorilor umane pe care, cu siguranță, se părea că societățile occidentale foarte dezvoltate și mult mai înaintate din punctul de vedere al democrației, din punctul de vedere al stadiului lor material, al dezvoltării la care au ajuns ele, puteau să le ofere și celor care veneau din afară, sau să spunem, emigranților. Și cu toate acestea, societatea occidentală, chiar dacă este foarte modernă și a avut și are și va avea cu siguranță în viitor foarte multe posibilități, ați constatat și am putut să vedem cu toți într-o mai mică sau mai mare măsură că este și foarte dură. Și că nici măcar marile idealuri și visurile și năzuințele pe care le-a avut fiecare dintre dumneavoastră atunci când ați plecat de acasă, din țară, poate că nu ați reușit întotdeauna să vi le îndepliniți sau să le îndepliniți la măsura așteptărilor pe care le-ați avut atunci când ați plecat. Și cu siguranță că ați întâlnit și am întâlnit cu toții multe hopuri și greutăți în viața noastră, în situația aceasta a diasporei și a plecării afară din țară. Deci, de pildă, în lupta cu învățarea unei limbi străine, aceleia din țara care v-a adoptat, pentru cei care nu au cunoscut această limbă, când au plecat la un nivel, să spunem, intelectual sau școlar, nu neapărat la cel mai important, dar și cei care au făcut o facultate,
cu siguranță nu întotdeauna știut foarte bine limba engleză sau o limba italiană, care chiar dacă este foarte apropiată de limba română, totuși este o limbă străină și este și o luptă aceasta a învățării limbii, a primului pas în acest stadiu și în această nevoie a comunicării, de care avem nevoie cu toții atunci când plecăm și trăim în străinătate într-o altă țară. Sau într-o luptă care cred că a fost foarte dură la început, în primii ani, în ceea ce a însemnat adaptarea la noile mentalități și condiții din țara în care v-ați dus, sau o luptă pentru a încerca fiecare să vă găsiți un rost și o împlinire, în primul rând, din punct de vedere material, dar cred că material, profesional și uman, dar cred că niciodată acestea nu sunt suficiente, pentru că chiar dacă lipsurile materiale au fost de multe ori motivele care au determinat pe români să plece, să își găsească un trai mai bun, ei au rămas și rămânem în continuare oameni care au în sufletele lor multe nevoi și multe așteptări și pe care cu siguranță societatea occidentală, oricât ar fi ea de dezvoltată, nu a reușit și nu va reuși în deplinătate ei să le îndeplinească. Și bineînțeles, în unele țări poate că a fost și o oarecare mai mică sau mai mare intoleranță din partea acelor țări exprimată față de emigranți. Și am văzut în ultimii ani, prin această politică care a fost foarte extinsă la nivel european și chiar mondial, și bineînțeles că unele țări poate au încercat să ia și anumite măsuri față de emigranția care a venit din țările acestea, Siria și, mă rog, alte țări din zona aceea arabă. Și bineînțeles că întotdeauna cred că ați avut și ați întâmpinat și în locurile unde ați mers temerea localnicilor față de cei veniți din alte părți, dintre care noi românii am fost totuși într-un număr destul de mare, o temere că cei care vin din alte părți s-ar putea să le ia din locurile de muncă, să le facă o concurență neloială, să contribuie într-un fel oarecare la scăderea nivelului de trai pe care ei au avut-o până la momentul când s-a înmulțit foarte mult emigrația în țările respective, sau poate dintr-o privire sau dintr-o abordare a lor față de noi, românii, în primul rând, dar și poate față de alte emigrații, cu siguranță nu am venit nici pe departe din țările cele mai puțin civilizate, dar totuși de multe ori cred că ei ne-au văzut pe noi că suntem mai puțin civilizați decât ei, sau poate chiar s-au temut de prezența străinilor, chiar din punct de vedere fizic, uneori, deși eu sunt încredințat că acest lucru nu este și nu poate să fie valabil pentru majoritatea românilor care au plecat cu cele mai bune intenții în străinătate și care ați luptat și au luptat din greu să își găsească un rost și locul acolo unde v-ați dus. Pe deasupra și dincolo de toate aceste dificultăți ale vieții din diaspora, pe care cred că le-ați întâlnit și le-ați trăit cu toții, bineînțeles în taina sufletelor frăților voastre, cred că într-o măsură mai mare sau mai mică a venit cu multă putere și această perioadă foarte dificilă și total neașteptată și plină din ce în ce mai mult de atâta teamă și nesiguranță, de dezorientare a pandemiei acesteia de coronavirus, care a început îndată după trecerea în noul an, în primele luni a acestui an, mai întâi ca o mică gripă și un val care se ivea departe într-o țară atât de îndepărtată și oarecum familiarizată nouă doar prin comerț sau prin prezența chinezilor în ultima vreme, dar care această pandemie, într-un interval destul de scurt, în foarte puține luni, se pare că a cuprins întreg pământul ca un ocean mare care își iese din zăgazuri și care, bineînțeles, că provoacă multe pagube și pierderi materiale și teamă în locurile prin care trece și, bineînțeles, că afectează tot ceea ce întâlnește în calea lui. Și ca temerile, nedumerirea și tulburarea din sufletele oamenilor să continue,
vedem că cu toată modernitatea și dezvoltarea tehnologică sau medicală, despre care am vorbit și la început, poate mai puțin din punct de vedere medical, dar în general, pentru această lume în care trăim, am văzut că medicina s-a dovedit aproape neputincioasă în lupta cu acest nou virus, care a trecut în vară, a venit puțină relaxare și, bineînțeles, multe speranțe din partea oamenilor, dar iată, această pandemie pare că revine acum în forță, în ceea ce se numește valul al doilea, și face multe victime, producând noi infectări, și care poate că nici nu ar fi problema cea mai mare, dar aceste infectări pare că în multe cazuri totuși afectează sănătatea oamenilor și se combină cu probleme, alte probleme de sănătate pe care le pot avea acești oameni și le agravează, aducând, din păcate, un număr tot mai mare de oameni la spitale care se pare că nu mai pot face față la aceste probleme noi. Și bineînțeles că îngrijorarea își face din nou loc în sufletele oamenilor. În aceste situații noi și dificile de acum, dar și din vremurile care au fost atunci noi, îndată după schimbările care au fost produse în România prin Revoluția anului 1989, dar și prin toate mișcările care au cuprins atunci întreaga țară, și bineînțeles, poate că și în problemele pe care le-am întâmpinat în copilăria noastră, în trecerea la maturitate sau mai departe, după terminarea unei școli, în găsirea unei meserii, în dorința de a realiza, de a face și noi ceva în viață, sau în lupta cu dificultățile străinătății și a diasporei, despre care am menționat în câteva cuvinte, în toate aceste situații avem totuși încă o cale și un remediu care nu vine și nu se poate dobândi prea ușor, dar care totuși este foarte important, și mă refer aici la calea credinței, și aici încerc să vin un pic mai aproape de tema noastră. Am încercat să fac o introducere arătând care este starea lumii de astăzi, încercând să identific atâta cât m-am priceput eu din dificultățile românilor care trăiesc în străinătate, și bineînțeles că aș menționa acum și această cale care este importantă pentru fiecare dintre noi la nivel personal și care ne poate ajuta atât în împlinirea noastră ca și oameni, și bineînțeles și în poziționarea noastră în relațiile dintre unii și ceilalți și în relația noastră cu Dumnezeu. Și pe această cale, bineînțeles că este foarte important, ea este în primul rând personală. Ea aparține fiecărui om în parte. Nu putem să spunem că există o schimbare în masă care să fie durabilă și care să fie benefică pentru persoană, pentru omul în parte, și fiecare dintre noi ne putem aici încadra și, bineînțeles, prezenta. Și aici ar fi de luat în seamă și de remarcat, de pildă, că înainte și strămoșii noștri și românii de acum 20 de ani, de acum 50 de ani, de acum 100 de ani, aveau și ei aceleași probleme, dar într-un context probabil că ceva mai facil decât al nostru, pentru că nu era atât de dezvoltat din punct de vedere tehnic și, bineînțeles, și din punct de vedere al atacurilor, care, din păcate, se văd că sunt din ce în ce mai multe și din ce în ce mai perfide la adresa credinței, dar pentru ei, de pildă, era foarte ușor și important să descopere la sat sau chiar și în orașe, dar mai cu seamă în viața satului de odinioară, să descopere și să participe împreună cu părinții, cu bunicii lor, la rânduierile și la tradițiile bisericești, pe care aceștia le descoperiseră la rândul lor în vremea tinereții și, bineînțeles, că și le-au însușit și și-au dat seama de valorile lor și la rândul lor le-au transmis copiilor. Iată însă că această societate odinioară, societatea satului, această, să spunem, civilizație sătească a românului, care a fost atât de importantă, se pare că a cam apus de mult. Și totuși,
ceea ce făceau oamenii atunci, dincolo de viața lor obișnuită, și să știți că de multe ori deloc ușoară, pentru că trebuiau să își câștige existența prin munca câmpului, cei mai mulți dintre ei, probabil că neavând nici măcar proprietate asupra terenului și trebuind să lucreze la boier sau la stăpân. Dar totuși, în acele condiții grele, de asemenea, la vremea lor, ei și-au dat seama cât de importantă este căutarea lui Dumnezeu și aflarea lui prin niște metode care par astăzi depășite și chiar foarte simpliste, dar care sunt atât de importante și care constituie abecedarul credinței și al convertirii, al întoarcerii fiecăruia dintre noi către Dumnezeu. Cum erau, de pildă, rugăciunile de seară, rugăciunile de dimineață, mersul la biserică, duminica și în sărbători, și cred că era o adevărată tradiție, chiar dacă și atunci cred că mintea oamenilor care mergeau la biserică nu rămânea întotdeauna ațintită la rugăciune și mai fugea și prin alte părți, pentru că omul a fost și a rămas întotdeauna o ființă foarte ciudată și foarte curioasă, dar totuși faptul că participau duminică de duminică la biserică era atât de important pentru a se familiariza și ei cu această moștenire extraordinar de importantă a credinței și pentru a lucra din ce în ce mai mult, dar puțin câte puțin, la acest ogor al sufletului fiecăruia dintre ei, pentru a descoperi acolo în adâncuri sămânța cea bună pe care a așezat-o bunul Dumnezeu încă din momentul zămislirii noastre și care trebuia să crească în primul rând prin lucrări de acestea duhovnicești. Și care, iată, chiar dacă noi, să spunem, trăim într-o altă societate mult mai modernă, departe, cu alte probleme, și timpul este, bineînțeles, o mare problemă pentru fiecare dintre noi, totuși să știți că aceste lucrări simple de altă dată rămân primul pas și abecedarul credinței pentru fiecare dintre noi. Adică puțină rugăciune seara de mulțumire înainte de a ne culca, oricât de încărcat ar fi ziua, programul și problemele românului sau oricărui om care a plecat în străinătate, dar și a celui de acasă. Bineînțeles, după aceea, participarea la slujbele de duminică, la Sfânta Liturghie, cu cât mai multă atenție față de mesajul care se transmite prin rugăciune și față de căutarea aceasta lăuntrică, dar fără o forțare extraordinară, ci prin încadrarea și integrarea noastră cât mai simplă la cântare și mai ales la textul rugăciunilor și al Sfintei Liturghii, care a fost, să spunem, plămada și darul cel mai de preț pe care Dumnezeu l-a dăruit bisericii creștine de la începuturi și care, bineînțeles, că a fost preluat oarecum mai ușor, am spune noi, dar asta, cum spune americanul, nu vrei să știi ce a fost în sufletul și al strămoșilor noștri până când au reușit să se atașeze atât de mult de biserică și de rugăciuni, dar au făcut acești pași și și-au dat seama că este important în viața lor. Și bineînțeles, au ajuns la această măsură, de pildă am auzit-o pe mama și cu siguranță și alți români și alți oameni de la țară, bărbați sau femei, cei care s-au atașat atât de mult de participarea la slujbele bisericii, să spună că dacă într-o duminică, din diferite pricini, nu au reușit să meargă la biserică, aceea parcă nici n-ar fi fost de duminică, parcă nici nu era o zi de sărbătoare. Și dincolo de acest program de rugăciune și căutarea lui Dumnezeu prin rugăciuni particulare și prin rugăciunile la biserică, bineînțeles că sunt foarte importante și am văzut că, din păcate, de multe ori neoprotestanții parcă pun mai mult accent pe asta, dar să știți că încetul cu încetul și noi putem să facem acest lucru și se va prinde și pe noi, și anume să avem un contact zilnic cu Sfânta Scriptură și mai ales cu Noul Testament, pentru că nu este făcută nici de cum Biblia doar pentru neoprotestanți, ci în primul rând este o creație și o lucrare importantă a bisericii dintr-o începutul și rămâne până astăzi cuvântul lui Dumnezeu concretizat acolo prin inspirația Duhului Sfânt și prin lucrarea atâtor părinți ai bisericii și care au selectat, au ales prin canonul Sfintei Scripturi exact cărțile acelea pe care le-au considerat și reale și credibile și cu moștenire păstrată directă din vremea Sfinților Apostoli,
încât citirea aceasta zilnică a Sfintei Scripturi, și știu că și Părintele Teofil Părean îi îndemna luând îndemn de la Părintele Arsenie Boca, dar și din propria lui experiență, ca în fiecare zi să citească creștinul două capitole din Noul Testament. Poate că nu veți avea vreme să citiți chiar două capitole, dar să aibă omul întotdeauna Noul Testament sau Sfânta Scriptură împreună cu el și pe lângă rugăciunile de seară, pe lângă rugăciunile dimineață și oricând, în timpul călătoriei, când mergem mai departe de casa noastră și seara, nu ne întoarcem în odaia noastră primitoare și cu care ne-am familiarizat, un Nou Testament să-l avem cu noi este deosebit de important. De asemenea, aș vrea să menționez aici, chiar dacă sunteți în străinătate, iată că Dumnezeu a rânduit acolo prin faptul că ne-am organizat, prin episcopii care sunt acolo, prin preoții de la centru eparhial și prin toți ceilalți părinți, să puteți avea la îndemână atât parohii, la distanțe nu foarte mari de dumneavoastră, cât și duhovnici, care, bineînțeles, în primul rând, ar putea să fie preotul paroh de la biserica la care mergeți în fiecare duminică și care este înzestrat de bunul Dumnezeu prin hirotonie și hirotesia episcopului să devină și duhovnic și să asculte păsurile, bucuriile, necazurile și, bineînțeles, dorințele și bucuriile dumneavoastră și să vă dea un sfat și, mai presus de orice, să citească rugăciunea de dezlegare prin care noi primim chiar și astăzi, în mileniul al doilea, început de două decenii și în aceste vremuri foarte moderne, primim și astăzi dezlegare de păcatele pe care și noi, ca și strămoșii noștri, ca și protopărinții noștri, ca și oricare om care a trăit în această lume, le avem și de care avem nevoie să le mărturisim și să fim dezlegați de ele. Deci această prezență a preotului în parohie, consider că este un mare dar de la Bunul Dumnezeu și dincolo de toate problemele pe care sunt încredințate pe și familiile preoților din străinătate și mai ales din Italia, din Spania, unde sunt comunități mari de români și unde părinții au luat-o de la zero și de cele mai multe ori n-au avut nici apartament sau casă în care să locuiască ei și nici măcar o biserică proprie, așa cum aveam în România, și unii dintre sfințiile lor au trebuit să înceapă de la zero sau chiar de la minus cu slujbe desfășurate într-o hală sau într-un alt spațiu sau câteodată prin bunăvoința bisericilor catolice și ulterior, în multe cazuri, într-o biserică care, din păcate, la ei, la occidentali, deși erau impunătoare ca arhitectură și ca și spațiul interior și ca detalii de toate felurile pe care le aveau aceste biserici, totuși au ajuns, datorită mentalității și a evoluției istorice a acestor comunități occidentale, în multe cazuri au ajuns să fie goale. Iată că românii plecați în străinătate și în care au întâlnit foarte multe dificultăți și probleme în viața lor și mai ales româncele, cred că rămași cu copii mici care au plecat și ele, bineînțeles, evitând și trecând peste prima fază când a fost despărțirea aceasta a familiilor, să spunem, rămânând copii acasă cu bunicii, iar familiile, atât bărbații cât și femeile, mergând în străinătate și încercând să găsească un loc de muncă, deci peste tot au fost dificultăți, dar în aceste greutăți pe care le-ați trăit acolo, ați reușit să descoperiți pe Dumnezeu. Și acest lucru cred că este foarte, foarte important. Deci, și bineînțeles, după aceea și ajutorarea, întrajutorarea aceasta creștină, și anume faptul de a nu vedea în celălalt român plecat în străinătate o temere sau o concurență sau un dușman sau, mă rog, un concurent, ci să vezi în acesta pe fratele tău care are și el nevoie să-l ajuți atunci când vine pentru prima dată în străinătate să își găsească un loc de muncă, să își găsească o casă în care să stea, să îi dai un ajutor când este la început, această întrajutorare și fapte de milostenie creștină, cred că sunt deosebit de importante, nu numai pentru cei care vin și beneficiază de aceste lucruri, cât cu siguranță și de cei care le oferă, și să împlinește aici și un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, care zice, mai fericit este a da decât a lua. Pentru că cu siguranță atunci când ne ajutăm pe ceilalți, Bunul Dumnezeu ne ajută și pe noi,
să ne regăsim o mulțumire sufletească și o împlinire, un alt rost, dincolo de planurile și proiectele noastre personale pe care le avem fiecare dintre noi. Așadar, calea aceasta a cunoașterii lui Dumnezeu și a aflării credinței și a întăririi în ea a rămas la fel de importantă peste veacuri până în ziua de astăzi și cred că cei care vor avea curiozitatea și dorința să se îndelenicească cu ea, bineînțeles că îl vor descoperi acolo puțin câte puțin în mod discret, pentru că așa a lucrat și lucrează întotdeauna Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dar îl vor descoperi în viața lor și îl vor aduce ca prezență binefăcătoare în sufletul lor și prin progrese mici, dar prin stăruință, prin lucrări de acestea duhovnicești, puțin câte puțin în fiecare zi. Toate acestea ne vor ajuta să sporim în această cale a cunoașterii lui Dumnezeu și, bineînțeles, în apropierii noastre de el, a întăririi legăturii personale cu Dumnezeu, dar și în apropierea noastră de ceilalți oameni, care, de asemenea, este foarte importantă și care a constituit întotdeauna un mare dar și o chemare pentru biserica noastră creștină dremuritoare. E scris, de fapt, în Noul Testament, și noi, cei care, să spunem, am făcut poate un pas, doi, între ale credințe și cu siguranță și dumneavoastră veți putea să cunoașteți din proprie experiență că ceea ce a spus Mântuitorul în Sfânta Scriptură sau ce a spus Sfântul Apostol Pavel în cele mai multe dintre epistole sale și ce scrie în Noul Testament este chiar așa cum a zis el, că Hristos ieri și astăzi și în veci este același. Și că nu este lumea cea care contează, adică nu ar trebui să fie omul sub lume, ci Dumnezeu este deasupra tuturor, rămâne doar ca omul să aibă această dorință și curiozitate de a-L cunoaște, așa cum am spus, prin gesturi mici, și bineînțeles că după aceea va descoperi cu adevărat valoarea acestui cuvânt, că Hristos întotdeauna este același și că îi dăruiește în sufletul omului ceea ce are el nevoie cel mai mult. Sau, bineînțeles, o să înțelegem și să cunoaștem valoarea unor astfel de cuvinte pe care le-a spus tot Mântuitorul. Veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni pe voi. Sau învățați-vă de la mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre și cât de mare nevoie nu avem de pace și de liniște, de un pic de liniște și de mai mult, să spunem, de mai mult curaj, de mai multă încurajare și în vremurile acestea foarte dificile prin care am trecut. Sau, bineînțeles, și alt cuvânt de genul acesta pe care probabil mulți dintre tinerii vremurilor noastre, care sunt foarte progresiști, nu știu exact de unde au învățat, dar care vor contesta, însă pentru cel care este credincios și va descoperi cu adevărat pe Hristos, va vedea că este un cuvânt foarte potrivit și pentru zilele noastre. Și anume acela prin care Mântuitorul spune, luați jugul meu asupra voastră și vedeți că jugul meu este ușor și bun. Și într-adevăr așa și este. Și spre deosebire de țelurile și principiile acestea ale lumii foarte moderne, pe care dumneavoastră în Italia, în Spania, bineînțeles în Germania, ca să nu mai vorbim cei care s-au dus în Statele Unite, deci dincolo de toate principiile și valorile acestea ale lumii și societății ultramoderne în care trăim, vom ajunge să descoperim că încă în lume mai există și alte lucruri importante care se știau de mult și pe care strămoșii noștri, așa cum am spus, au avut osteneala și dorința de a le cunoaște, dar care și noi am putea să le învățăm, unii dintre noi poate luându-le chiar de la zero, alții luându-le de un anumit nivel, și vom vedea că aceste valori ale credinței sunt la fel de importante ca și toate celelalte lucruri pe care societatea occidentală le propagă. Și bineînțeles că lucrurile și valorile creștine le primim ca dar de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dar pe măsură ce și noi facem ceva, pentru că niciodată nu poate doar Dumnezeu să ne dăruiască toate, iar noi să stăm și să nu facem nimic,
Și pornind de la câte ceva și mergând cu pași din ce în ce mai mici, vom vedea că și Dumnezeu vine în întâmpinarea noastră și așa cum se spune, dacă noi facem un pas, El face doi sau face zece și ne ajută să înțelegem care este cauza suferințelor noastre, cum am putea să înțelegem mai bine lumea în care ne mișcăm, care este ajutorul care vine de la El pentru fiecare dintre noi, cât de important este acest ajutor, că toți avem nevoie de puțină înțelegere și de puțină dragoste, avem nevoie de o susținere din partea celuilalt, fără ca să fim judecați, și avem nevoie de o dragoste frățească, de o dragoste fraternă, bineînțeles, pe care Hristos întotdeauna a dăruit-o celor care L-au căutat și au venit la El, și cu siguranță și astăzi, la fel vrea să facă și încă cu îmbelșugare, pentru toți cei care vor porni pe acest drum al credinței și vor avea dorința, curiozitatea și, bineînțeles, preocuparea de a face câte ceva. Și, bineînțeles, că, dincolo de aceste valori mai mari la care se ajunge poate puțin mai greu, dar vom vedea că prin spovedanie, prin rugăciune, prin citirea din cărțile sfinte, vom dobândi și noi un pic mai multă odihnă sufletească, pace și liniște și bucurie. Și așa cum am spus, dragostea aceasta care a fost și rămâne întotdeauna poate una dintre valorile cele mai importante și dintre cele mai mari căutări ale omului dintotdeauna. Hristos este dragoste, din dragoste s-a jertfit pentru noi pe crucea Golgotei și spune în Sfânta Scriptură că nu are nimeni dragoste mai mare decât aceea de a-și pune viața pentru prietenii săi. Iar voi sunteți prietenii mei, spune Mântuitorul, dacă faceți ceea ce vă spun. Așadar, să fim încredințați că cei care dorim să mergem pe această cale vom învăța că valorile pe care și astăzi biserica noastră le propagă și dorește să le transmită credincioșilor și, bineînțeles, celor mai tinere vlăstare ale ei, copiilor care acolo în Episcopia Italiei am înțeles că din fericire și cu binecuvântarea lui Dumnezeu, cel puțin până se înceapă pandemia, au fost mai mulți și numeroși, pentru că poate și datorită faptului că condițiile materiale erau mai multe și mai multă siguranță și poate și sprijin din partea statului decât acasă, dar oricum această naștere de copii este o datorie a oamenilor și a creștinilor, mai cu seamă mai ales, și bineînțeles o mare binecuvântare din partea lui Dumnezeu și ei și acești copii, în primul rând prin exemplul și prin viața părinților, se va transmite către ei ca și o valoare, ca și o preocupare. Ceea ce sunt și trăiesc părinții, aceea vor vedea copiii și vor prelua de la ei mai mult decât ceea ce părinții câteodată doresc să le impună. Bineînțeles că trebuie să încercăm, să învățăm, să cunoaștem mai mult pe Mântuitorul decât să dorim să adunăm bogăție și putere în lumea asta, să încercăm să fim slujitori al celuilalt, decât să fim mai mare decât ei și să avem o mașină mai bună, un apartament mai performant sau niște lucruri cu întotdeauna mai altfel și mai multe, mai deosebite decât ale vecinului sau ale aproapelui nostru. Adică acest spirit concurențial materialist cu siguranță nu este deloc benefic pentru sufletul omului și chiar dacă el a cucerit societatea occidentală din ce în ce mai mult, va trebui să învățăm că valoarea nu nici pe departe atât de mare pe cât este dorința omului de a le dobândi. Și am văzut și în Evanghelia acestei duminici care a trecut că nu întotdeauna în veșnicie, care cu siguranță va dura mult mai mult decât 70, 80 sau 100 de ani, nu întotdeauna cei care au avut în lumea aceasta tot ce și-au dorit și și-au îndeplinit toate plăcerile, aceia cu siguranță vor fi fericiți și în veșnicie, dacă nu au avut ochi să vadă lipsurile și nevoile aproapelui lor, care poate au stat la poartă și pe care ei l-au socotit de aceeași valoare ca și câinii sau ca și alte necuvântătoare. Deci va trebui probabil să încercăm să descoperim și aceste lucruri și să îl slujim pe Hristos și pe aproapele ca și pe Hristos. Să încercăm să îl vedem în acestea pe fratele nostru, pentru că așa a spus el, oricâte din aceste lucruri le-ați făcut fraților acestora ai mei prea mici cu care el se identifică,
mie le-ați făcut și bineînțeles că toate acestea nu putem să le facem dacă nu primim dar și ajutor de la Bunul Dumnezeu. Acest fel de lucru și acest mod de a vedea viața și societatea, lumea în care trăim cu siguranță, fac parte din ceea ce se numește smerenia creștină și pe care a avut-o la modul cel mai înalt această smerenie și cel mai deplin Mântuitorul nostru Iisus Hristos și pe care a manifestat-o în toate momentele vieții și activității sale. Și așa cum am spus, cred că ele nu sunt de depășite nici pentru noi, nici pentru lumea foarte modernă în care trăim, ci dimpotrivă toate sunt atât de necesare și binevenite. Să încercăm și noi să cunoaștem, să vedem ce este viața creștină, viața trăită împreună cu Hristos și să încercăm să ne însușim atât cât putem, cu multă răbdare, încetul cu încetul, puțin câte puțin, dar totuși făcând câte ceva în fiecare zi și să ținem cont și de această viață în toate lucrurile de zi cu zi și mai ales în scopurile pe care le avem și ni le propunem, noi ca și persoane, noi ca și familie, noi ca și asociație de, mă rog, tineri, oameni de afaceri și așa mai departe. Și dacă vom spori pe această cale a credinței, vom avea surpriza să vedem că toate celelalte năzuințe, cele care sunt bune, bineînțeles, și țeluri sau visuri pe care le-am avut în viața aceasta, se vor împlini poate mai ușor și în mai mare măsură decât dacă le-am fi făcut doar prin propriile noastre puteri și ne-am fi străduit pentru ele zi și noapte, inclusiv duminica, uitând că mai există Dumnezeu, suflet și, bineînțeles, zi de odihnă ca poruncă din partea lui Dumnezeu și pe care au avut-o întotdeauna moșii și strămoșii noștri. Și, bineînțeles, că atunci vom reuși să înțelegem mai bine și poate chiar să le împlinim prin rugăciune, prin ajutor de la Bunul Dumnezeu și prin putere dumnezească, chiar și năzuințele sau suferințe sau rugămințele noastre cele mai fierbinți, pentru că de multe ori se întâmplă, de pildă, în lumea de astăzi, ca copiii, după ce cresc la o anumită vârstă și mai ales potrivit lucrurilor pe care le învață la școală, între care și această teorie a identității de gen sau cine știe ce alte minuni și a țelurilor pe care ei le fac și îi vor îndepărta atât de familie cât și de Dumnezeu, pe care poate că nici părinții nu l-au cunoscut într-o măsură prea mare, și atunci cu atât mai puțin copiii, mai ales atunci când cresc, când depășesc vârsta aceasta a adolescenței. Deci, prin rugăciune, noi vom putea să-i ajutăm și pe copii și chiar și pe cei suferinți, pe cei care se îmbolnăvesc, Doamne ferește, cu acest virus sau care au alte probleme, pentru că foarte multe alte probleme de sănătate au fost și au rămas în continuare și în societate și în trupurile vieților noștri oameni, chiar dacă au fost neglijate total de această pandemie de coronavirus care a ocupat agenda tuturor țărilor din lume și a tuturor medicilor și a tuturor autorităților și care, bineînțeles, că este importantă, dar nu a fost nici nu este prima pandemie care a fost în viața societății, poate nu se va compara nici măcar cu pandemia numită la începutul secolului al XX-lea gripa spaniolă, dar nici nu trebuie, slavă lui Dumnezeu, să rămână acolo departe, pentru că viața fiecărui om, a noastră și a celor dragi, este mai importantă decât orice, însă aceasta nu se rezumă doar la sănătate, ci la menținerea și păstrarea cu orice chip a sănătății, ci trebuie să ne descoperim în adâncul sufletului aceste năzuințe care corespund celui mai profund dar pe care Dumnezeu l-a așezat în sufletul fiecărui om din momentul zămislirii și al nașterii lui, pentru că suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu și, bineînțeles, să încercăm să descoperim și să cultivăm, să creștem și această mare valoare a credinței pe care Dumnezeu a așezat-o în fiecare om și cu atât mai mult în viața creștinului. Și, bineînțeles, că poate atunci vom reuși să-i ajutăm și pe ceilalți și poate că vom scăpa și de această obsesie că ceilalți trebuie să facă neapărat numai cum vrem noi, dacă vom ști să ne facem și tovarăși celor de lângă noi și slujitori ai lor, frați și prieteni și vom încerca să-i ajutăm și vom spori în rugăciune și vom ruga și pentru ei, poate că vor fi mai ascultători de cuvântul nostru decât atunci când vrem cu orice chip să îi impunem voința noastră. Și bineînțeles, vom învăța că nu se rezolvă toate doar prin știința și prin posibilitățile moderne ale lumii acesteia în care trăim, ci vom învăța să ne încredințăm pe noi înșine
și pe toți, cum spune, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Și în vremurile acestea foarte dificile, care cu siguranță nu au fost nici cele mai dificile, însă măsurile acestea luate la nivel mondial și mai ales propaganda care s-a răspândit prin mass media și care poate în multe cazuri a fost întemeiată și de grija reală a celor din televiziunile respective, care au vrut să ne transmită semnale despre gravitatea bolii și despre faptul că trebuie să respectăm măsurile care sunt în interesul nostru. Dar să știți că nici pe departe, nici nu au fost cele mai grele încercări din viața lumii, să ferească Dumnezeu, dar un război, cum au fost cele mondiale, cred că a adus mult mai multă moarte și suferință fără voia oamenilor și, bineînțeles, atâtea răni și atâtea alte probleme. Dar, cu siguranță, sunt și acestea dificile și mai ales prin temerea pe care o indus-o în sufletele atâtor oameni. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu și dacă vom fi curioși și doritori să mergem pe această viață, vom vedea că și în vremurile acestea, atât de dificile sau pe cât au fost ele de dificile, în tot ceea ce au fost și ce va mai urma și de acum înainte, totuși este foarte mare și foarte importantă și valoarea credinței, care ne va ajuta să descoperim, să aducem și să ne putem păstra pacea și liniștea în sufletele noastre, să nu ne speriem peste măsură nici astăzi, nici mâine, să putem avea grijă de trupul și de sănătatea noastră, bineînțeles, cu ajutorul și prin respectarea, într-o măsură rezonabilă sau poate chiar cu mai multă grijă acestor măsuri de protecție și, bineînțeles, a sfaturilor care vin din partea medicilor și a oamenilor care chiar se pricep, care toată viața asta au învățat să se îngrijească de sănătatea oamenilor, dar trebuie să ne îngrijim și noi la fel de mult sau cel puțin la fel de mult și de sufletul nostru și, bineînțeles, prin sporirea în credință să ajungem să nu ne temem de nimic, dacă s-ar putea, pentru că toate sunt în mâna lui Dumnezeu. Și viața, și moartea, și sănătatea, și boala, prezentul, și viitorul nostru, rostul pe care Bunul Dumnezeu l-a așezat în fiecare dintre noi, așa cum am spus încă de la venirea noastră în această lume, și împlinirea acestui rost, acum, în felurite chipuri, cum Bunul Dumnezeu știe, sau mai târziu, la vremea potrivită, dacă ne ajută Dumnezeu să trecem și peste această etapă și să rămânem credincioși și împreună cu Dumnezeu, în ciuda tuturor celor care s-ar putea la un moment dat să dorească să ni se impună și, bineînțeles, să ne punem toată nădejdea noastră, mai mult decât în alte lucruri din lumea aceasta, în Bunul Dumnezeu, în prezent și în viitor și, bineînțeles, să avem nădejde că El ne va dărui și viața cea veșnică, pentru că nădejdea celui credincios, cum spune și în Sfânta Scriptură, este plină de nemurire. Să ne ajute așa, să ne ajute Bunul Dumnezeu. Vă cer iertare dacă am întins cuvântul meu foarte mult, dacă m-am repetat în anumite împrejurări. Am vrut să vă transmit doar câte ceva din experiența mea, micuța mea experiență de viață și felul în care am înțeles să descoper, să mă raportez la Hristos și care cred că ar fi benefic și v-ar face bine și frăților voastre, fiecăruia dintre voi. Mulțumim, preasfinția voastră. Da. Acum vom avea și un set de întrebări. Chiar pe chat avem o întrebare. Sărutăm dreapta. Cum am putea face să vedem chipul Domnului în aproapele nostru, mai ales în cel care ne supără, ne deranjează? Vă mulțumim! În primul rând, probabil sporind în rugăciune și încercând să nu ne concentrăm sau să nu ne aducem aminte doar de răul sau de încercările la care ne provoacă o astfel de persoană. Și, bineînțeles, încercând să vezi în el faptul că, dincolo de răutatea aceasta care nu este proprie firii omenești, poate că el o face de asemenea datorită faptului că nu este credincios. Și o face dintr-un egoism omenesc sau dintr-un alt interes material. Și, bineînțeles, că nu ne este ușor. Dar trebuie să încercăm să ne rugăm și prin sporirea în viața duhovnicească, bineînțeles, prin mărturisirea la duhovnic,
cred că vom dobândi această putere de a vedea în celălalt și chipul lui Dumnezeu și nu atâta rău pe care ne-l face nouă. Da. O altă întrebare. Într-o lume a vitezei și a consumismului, cred că omul zilelor noastre caută fericirea. Dar Mântuitorul, în predica de pe munte, ne-a descoperit că dacă vrem să fim fericiți, trebuie să începem de la smerenie. Fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Este îndreptățit de ajuns acest motiv? Binecuvântați și mă iertați. De la un credincios. Da, cred că este foarte importantă smerenia aceasta, dar bineînțeles că mai ales la lumea de astăzi care caută fericirea prin orice chip și mai ales prin metode materiale, probabil că nu va fi suficient să ne axăm pe această valoare, cei săraci cu Duhul, și să ne dorim să ne dobândim, pentru că aceasta ne va face cu adevărat să ne schimbăm viața și să fim mai credincioși sau să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Cred că în viața oricare dintre noi, și mai ales în momentele de cumpănă și de încercare, este foarte important ca să avem atunci un sprijin din partea unui altui frate credincios sau prin mergerea noastră la biserică, prin relația personală cu duhovnicul pe care o avem și, bineînțeles, așa cum am spus, prin aceste lucruri mărunte, dar foarte importante. Adică contactul nostru zilnic cu Sfânta Scriptură, cu rugăciunea și mai ales să nu rămână nici o duminică fără Sfânta Liturghie. Bineînțeles că acolo în străinătate, unde sunt kilometri mai mult și nu întotdeauna există posibilitatea aceasta concretă, unde sunt copii mici, unde n-ai cu cine-i lăsa și biserica este la zeci de kilometri distanță, este mai greu de ajuns acolo. Dar și atunci există posibilitatea de a urmări Sfânta Liturghie la Trinitas sau măcar la două săptămâni, la trei săptămâni, să mergi la Sfânta Liturghie și să ai răbdare. Pentru că totul vine în decursul anilor. Adică primii pași trebuie făcuți și pentru a-L descoperi pe Hristos și valorile pe care El le transmitea în mod firesc și poruncile pe care le dădeau oamenilor, cum este și aceasta, fericiți cei smeriți sau cei săraci cu Duhul, că aceia vor vedea împărăția celor. Pentru omul de astăzi nu poate părea concludent, dar ceva trebuie să-l atragă pe această cale a credinței și după ce sporește, cu siguranță va înțelege toate celelalte lucruri și așteptări sau porunci din predica de pe munte și toate celelalte virtuți pe care le are și le recomandă Mântuitorul oamenilor. Mulțumim, Preasfinția voastră. O altă întrebare. Preasfinția voastră, vă rog, explicați-ne ce ar însemna lepădare de Hristos astăzi. Unii zic că vaccinul va fi așa ceva. Nu cred. Lepădarea de Hristos astăzi. Nu cred că vaccinul va fi așa ceva și bineînțeles că vedem că nu doar vaccinul sine, dar bineînțeles că toți ne facem griji în privința lui. Oare vaccinul acela va mai conține și altceva? Ar putea să fie stabilită o legătură oarecare între pecetea despre care spune cartea Apocalipsei că vor fi pecetuiți oameni și că fără ea nu vom mai putea face nimic? Dar cred că nu trebuie să mergem nici atât de departe și cu siguranță cred că Dumnezeu se adaptează fiecărui moment istoric, fiecărui perioade, în așa fel încât să îl ia pe om din starea disperată și deznădăjduită în care se găsește și să îl ajute. Și atunci când nu face cineva cu bună voie, de pildă, nu se duce să vaccineze pentru că se leapăde sau dorește, Doamne ferește, să se lepede de Hristos, ci pentru că vedem că este atât de multă panică în sufletele oamenilor și se gândesc unii că dacă nu se vor vaccina, vor putea și ei muri. Atunci, bineînțeles că poate trebuie să privim cu mai multă îngăduință și chiar și această vaccinare, dar cred că nici ea nu va veni dintr-o dată și, bineînțeles, că orice lucru care este impus cu forța, nu cred că este sănătos. Și oamenii probabil că vor reacționa la el, chiar și cei care nu sunt credincioși. Dar spunea Părintele Stareț Efrem de la Muntele Athos că în Grecia au o comisie de medici creștini care cercetează și studiază și ce este cu acest vaccin, pentru că nu e primul vaccin care apare în lume și nici nu este legat. Dacă va fi legat de o posibilă lepădare a credinței, adică primești vaccinul, dar trebuie să te lepe de Iisus, atunci, Doamne ferește, nu trebuie primit cu niciun chip.
Dar poate în condițiile date vaccinul va fi ca o soluție firească și o așteptare foarte mare din partea multor oameni și dacă și aceste comisii de medici creștini, după ce îl vor cerceta, ne vor spune că nu se poate face nici de cum o legătură concretă și directă între vaccin și pecetea despre care vorbește Apocalipsa sau despre o lepădare de Hristos, atunci, bineînțeles că nu cred că trebuie nici respins cu atâta, cu atâta ușurință. Lepădarea de Hristos, în primul rând, este pentru cei care o afirmă și o recunosc și o acceptă în mod direct. Ea mai poate să vină, de pildă, și prin alte fapte pe care și le asumă omul, dar, în primul rând, este vorba despre un om care are deja o legătură cu Hristos și care, dintr-un motiv sau altul, impunându-i se aceasta, vrea să renunță, să este dispus să renunțe la aceasta, lucru care nu este de dorit și, bineînțeles, nici de acceptat. Preasfinția voastră, încă o întrebare venită proaspăt. Blagosloviți, cum poate afla o persoană voia lui Dumnezeu cu el? Mulți tineri își pun întrebarea, care este scopul meu în lume? Vă mulțumesc! Bineînțeles că pentru a-ți găsi rostul pe care Dumnezeu îl are cu tine și mai ales din partea lui Dumnezeu, ai nevoie de multă răbdare. Pentru cei care sunt deja în biserică și pentru cei care sunt credincioși, o sfătuire cu duhovnicul este foarte importantă, pentru că în mod normal el are și o experiență de viață, are și o înțelepciune pe care o dă harul preoției și poate să-l călăuzească pe un tânăr sau pe un om care este voia sau așteptarea lui Dumnezeu de la el. Dar, pe de altă parte, poate dincolo de a afla în mod direct și de îndată care este voia lui Dumnezeu, este nevoie de răbdare și de implicare în aceste măsuri și lucruri mici și simple și mai trebuiește încă ceva, cred că e foarte important, fiecare dintre noi să se cerceteze pe sine, să descopere ce talanți i-a dat lui bunul Dumnezeu. Și aceea să încerce să îi înmulțească, dar în paralel, să sporească și în credință, pentru că nu degeaba a așezat Dumnezeu niște talanți în sufletul omului și aceea trebuie să se îndeplinească. Și descoperindu-i pe aceea și sporind în paralel și credința, vei vedea care este voia lui Dumnezeu astfel încât și tu să-ți împlinești rostul și, să spunem, chemarea pentru care ești tu lăsat om în această lume, să faci ceea ce îți place, dar să o faci prin prisma credinței, adică avându-L și pe Hristos în viața ta, și în obiectivele pe care ți le propui în viață. Ar mai putea să fie un lucru, singur lucru de precizat aici, poate că unii tineri, deși cred că astăzi nu mai este aceeași preocupare ca în vremea când noi făceam facultatea, se întrebe ce vrea Dumnezeu de el, să se cătorească sau să se călugărească, pentru că astăzi probabil foarte puțini sunt cei care mai merg la mănăstiri sau au un ideal de viață atât de înalt de a se și călugări. Dar aici, bineînțeles că este nevoie iarăși de răbdare și cred că cei mai mulți dintre tine se vor căsători, dar este bine și aici să facem o mică precizare, pentru că astăzi societatea în care trăim nici măcar nu mai are căsătoria la aceeași valoare ca acum 20-30 de ani sau ca în vremea strămoșilor noștri și vedeți că sunt și aceste căsătorii de tip nou între persoane de același sex în același context. Mai general, că omul trebuie să fie fericit și orice ar face el, inclusiv satisfacțiile acestea din punct de vedere trupesc pe care le aduce, nu contează. Totuși trebuie să fie atent aici și să descopere că lucrurile respective nu pot face decât să-i complice viața și existența și satisfacția aceea de moment nu este împlinirea pe termen lung pe care Dumnezeu o așteaptă de la om. Mulțumim! Și dacă tot a venit vorba aici despre căsătorie și călugărie, am o întrebare de la un tânăr. Dacă ar putea preasfințitul să ne vorbească despre chemarea la călugărie? Da, chemarea la călugărie cred că este un mare dar de la Dumnezeu și cu siguranță sunt încă și astăzi oameni care au această chemare, dar care, bineînțeles, că nu cred că se descoperă peste noapte. La fel cum și o meserie se învață stând pe lângă un meșter și încercând să înveți ceea ce el face, la fel și chemarea spre călugărie nu poate să vină pentru cineva care doar a auzit despre o mănăstire și dintr-o dată își pune problema că poate că și el ar fi pentru călugăr, ci în primul rând trebuie să-și îndeplinească aceste îndatoriri obișnuite în viața oricărui creștin și mai presus decât orice, trebuie să intre în legătură directă cu o mănăstire. Deci nu cred că poate să-și descoperă
chemarea pentru Dumnezeu, chiar dacă și astăzi cred că sunt oameni care cu siguranță au această chemare de la Bunul Dumnezeu, fără să meargă la o mănăstire, fără să înceapă să descopere, să păstreze legătura cu o mănăstire și să încerce chiar dincolo de alte așteptări pe care le are orice tânăr din lumea asta, să-și rezerve câteva zile pentru a viețui acolo la sfârșit de săptămână sau în perioada postului la o mănăstire și trăind acolo împreună cu călugării și, bineînțeles, alegând o mănăstire mai cunoscută, mai renumită, cum este pildă mănăstirea Silăstria sau, știu, o altă mănăstire. La Părintele Iustin Pârvu era o mănăstire foarte cunoscută, nu mai știu astăzi cum este. Una dintre mănăstirile mai vechi, nu neapărat mănăstiri din acestea noi înființate de mai multă vreme, în care există păstrată cu sfințenie rânduiala de slujbe, de ascultări și de mănăstiri și acolo să se ducă și să încerce să se integreze în viața mănăstirii și cu timpul, peste un an, peste doi, va vedea dacă îi place și va descoperi dacă într-adevăr are chemare de la Dumnezeu pentru asta sau este doar un lucru foarte frumos și bineînțeles că poate chemarea lui este alta. Deci o va descoperi pe parcurs. Mulțumesc, Preasfinția voastră. O altă întrebare vine de la un părinte. Preasfinția voastră, binecuvântați! Ați atins la început mai multe aspecte legate de viața diasporei. Da. Întrebarea mea este legată de ortodoxie și naționalism. Recunoaștem bine unele extreme. Copiii care nu mai sunt învățați românește de părinții lor și credincioși care se simt ofensați când preotul rostește o ectenie sau rugăciune în limba țării gazdă. Care ar fi metodele de îmbinare a celor două identități, păstrându-le, transmițându-le, fără a șterbi niciuna dintre ele? Mulțumesc! Cred că este o temă foarte delicată și cu siguranță părinții care trăiți acolo la fața locului vă loviți de ea, de ele, de această temă și o cunoașteți mult mai bine și veți găsi și căile cele mai importante de a putea să păstrați, pe de o parte, identitatea românească, care este foarte importantă, și, bineînțeles, de a nu fi prea reticent și nici de a împiedica, să spunem, nici integrarea în limba și în cultura țării respective, chiar și în credință. Din păcate, cei mai mulți dintre frățile și sfințile voastre trăiți în țări neortodoxe. Și atunci, bineînțeles, că provocarea este cu atât mai mare, pentru că nici catolicii practicanți, probabil că astăzi nu mai sunt la fel de mulți, și bineînțeles, poate că unora le este rușine cu ortodoxia, le este rușine chiar și cu identitatea lor românească și ar vrea să se integreze cât mai repede și total în viața țării respective, crezând că așa își îndeplinesc mai repede țelurile lor, cum au fost și cele de care am spus la început. Realizare, în primul rând, din punct de vedere material și profesional. Dar totuși ortodoxia în sine, trăită la un nivel mai înalt, și trăită în mod firesc, nu ne aduce nici pe departe, să spunem, respingere față de celelalte biserici ortodoxe și nici măcar nu cred că contează atât de mult, să spunem, problemele naționaliste și teritoriale. Adică important este să-ți cunoști, să-ți prețuiești valoarea identității tale naționale și a credinței tale și să poți să o trăiești împreună și cu sârbul. De pildă, chiar dacă sunt probleme foarte delicate în anumite zone în care noi spunem că sunt români și ei nu vor să recunoască. Dar încetul cu încetul, cred că și acolo se pot face niște pași pentru a descoperi că ortodoxia unește și nu dezbine, dar să nu ne axăm foarte mult doar pe considerente de ordin național sau pe anumite teme care, bineînțeles, că pot să îngreuneze foarte mult conviețuirea noastră ca și frații împreună. Deci acolo, în astfel de familii, cred că sfințile voastre care sunteți, puteți să faceți mai mult și eu cred că trebuie lucrat și la nivel personal cu familiile care au rețineri pentru o ectenie spusă în limba țării respective sau pentru faptul că vrei să îi transmiți și, adică și pe o extremă și pe cealaltă. Adică să încerci să lucrezi și în mod personal cu astfel de familii și să le transmiți, să le spui. Identitatea noastră românească și ortodoxă nu este o problemă și nu ar trebui să ne fie rușine de ea. Cu cât cunoaște omul mai multe limbi, mai multe culturi și se integrează în ele, dar își descopere și sânge, că sângele, apă nu se face și propria identitate,
cu atât mai mult este câștigat pentru cei care au reticență, să spunem, de a-și afirma propria identitate. Pe de altă parte, și am văzut asta, am constatat-o în mod firesc, cei care merge și preoții și credincioșii în Spania, în Italia, bineînțeles că vreți să aveți și o relație bună cu autoritățile și împreună cu și cu ceilalți oameni și la locul de muncă și este firesc acesta. Să învățați foarte bine, dar iarăși trebuie lămuriți oameni și convinși că moștenirea spirituală și națională pe care o are omul nu este un lucru de lepădat. Dacă noi ne vom nega rădăcinile și locurile de unde am venit, vom fi ai nimănui. Dar dacă vom încerca să le descoperim și să le afirmăm, chiar dacă ne integrăm și vom cunoaște mai mult și din cultura locului în care am mers, vom fi de două ori mai câștigați, dar să ne păstrăm și identitatea noastră și, bineînțeles, din punct de vedere ortodox, dacă ești mai aproape de Hristos, cred că nu vei avea nici foarte multe așteptări din alte considerente, doar naționaliste și vei reuși să găsești și o comuniune, o conviețuire frățească cu celelalte biserici ortodoxe, indiferent cât de naționaliste ar fi ele. Da. Mulțumim, preasfinția voastră. O altă întrebare, mai mult o lămurire. Cineva cere o lămurire. Închinarea la moaște și închinarea la Dumnezeu. Nu prea înțeleg cum să explic eu unui sectar, întreabă cineva. Închinarea la Sfintele Moaște și închinarea la Dumnezeu. Aici nu prea înțeleg cum explic eu unui sectar, spune cineva. Din păcate, într-un dialog cu un sectar, șansele noastre de a-l lămuri cred că sunt foarte mici, pentru că ei de obicei sunt preocupați mult mai mult decât noi de anumite aspecte și, din păcate, există și un orgoliu al credinței care la ei se manifestă poate mai mult decât la noi și ei se văd superior nouă și ei cred că respectă mai mult prescripțiile vechi testamentare, deși și acolo există clar anumite trimiteri care spuneau că și în Sfânta Sfintelor erau perdele cu heruvim, așadar nu erau nici acelea idoli sau lucruri cioplite la care omul nu poate să se închine. Închinarea la moaște ca și închinarea la icoane, pentru a explica, deci trebuie să încercăm să o legăm tot de o relație personală a noastră cu Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru că noi nu putem să ne raportăm doar la un Dumnezeu care trăiește în cer. Pentru noi Dumnezeu s-a făcut om, a luat trup din Sfânta Fecioară Maria și a viețuit împreună cu oamenii, de multe ori nebăgat în seamă sau chiar înfruntat de către ceilalți, dar totuși, pentru ucenicii și apostolii Mântuitorului, el a fost Domnul și învățătorul lor și au stat împreună cu el și au petrecut împreună cu el, iar la sfârșitul vieții au luat, la sfârșitul activității sale pământene și, bineînțeles, și al vieții trăite aici pe pământ, au primit din mâinile lui, ca pe un mare dar, Sfânta Împărtășanie, care vedem că este și, din păcate, s-ar putea să fie foarte contestată în viitor și chiar interzisă, lucru de care bunul Dumnezeu să ne ferească. Însă, dacă noi avem, să spunem, aceste lucruri concrete care ni-l apropie pe Dumnezeu de noi, același lucru l-au făcut și Sfinții, și care, bineînțeles, din primele secole ne-au rămas prin mahrama Mântuitorului și icoanele pictate de Sfântul Apostol Luca, nu doar niște reprezentări fotografice a unei lumi ideale și depărtate de noi, ci și niște semne, prezente și purtătoare de sfințenie, care ne descoperă o altă lume, dar în care ne pune în contact, cu care ne pune în contact în mod direct, prin faptul de a ne închina la acea icoană, nu lemnului și nu culorii în sine și nici măcar trupului pe care reprezintă moaștea unui sfânt, ci harului Duhului Sfânt care s-a sălășluit în icoană prin rugăciunile pe care le face pictorul și prin darul pe care l-a dat Dumnezeu. Și în mod normal o icoană este pictată cu rugăciune și bineînțeles că sunt recunoscute ca icoane cele în stilul bizantin, cele în stilul clasic, în stilul consacrat, și Sfintele Moaște, mai mult decât atât cum au fost și moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou din Basarab, au fost ale unor oameni atât de apropiați de Dumnezeu și atât de simpli, care nici măcar n-au vrut niciodată să se afirme în fața celorlalți, cum de pildă există această tendință
în viața omului contemporan. Și l-au căutat pe Dumnezeu și l-au adus pe Dumnezeu prezent în viața lor și vedem încă atâtea minuni care s-au săvârșit prin moaștele sfinților. Cum a fost de pildă scoaterea rafei cu moaștele Sfântului Dimitrie în anii 1800 și ceva, 1813, când a încetat molima de holeră, care era atunci, 1814, ciuma lui Caragea. Au scos sfintele moaște în procesiune prin oraș, nici măcar n-a fost vorba de distanță socială, de măști sau de altceva, dar astăzi omul nu mai are credință și are încredere doar în recomandările medicilor, din păcate. Au scos sfintele moaște și prin puterea pe care Dumnezeu i-a dăruit-o sfântului și prin credința oamenilor s-a împuținat, s-a oprit această molimă. Sau era secetă de luni, de zile și au scos sfintele moaște și îndată a venit ploaia și a căzut vreme de 3 zile ploaia. Deci puterea lui Dumnezeu și harul lui se sălășluiește în moaștele sfinților și în icoane, care sunt nimic altceva decât semne ale prezenței încă și a lucrării Mântuitorului nostru Iisus Hristos în viața aceasta, la fel cum este și Sfânta Împărtășanie, și atunci bineînțeles că noi le primim și în trupurile noastre și le cinstim, fără ca prin aceasta să le idolatrizăm. Deci noi prin ele îl cinstim pe Dumnezeu și pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care a făcut legătura aceasta între Dumnezeu și om. Mulțumim, preasfinția voastră. O altă întrebare venită de la un ascultător al nostru italian. Traduc. Această pandemie a supus la o grea probă credința multor adevărați credincioși. Mai ales acolo unde se pune legea statului înaintea trupului lui Hristos, închizându-se bisericile și dându-se dumnezeiasca euharistie cu lingurițe monouzo și celebrându-se, adică săvârșind Sfânta Liturghie cu mănuși și mască, cum poate un credincios simplu să crească, să facă să crească propria lui credință dacă multe ierarhii ecleziastice au impus certe uzanțe. Părintele Saba Aghiorâtu cheamă chestiunea aceasta, numește chestiunea aceasta noua erezie, mai ales din partea Bisericii Ruse, mai ales Biserica Rusă, numește o nouă erezie. Da. Ceva în stilul ăsta. Da, din câte am văzut, au fost vremuri foarte dificile în timpul acestei pandemii și mai ales în anumite momente când, de pildă, au fost vânați în mod special episcopii și chiar preoții în România și probabil că și în alte părți, pentru că după ce s-a indus această panică cu adevărat, să spunem, existențială, în sufletele oamenilor, foarte mulți oameni și probabil, din păcate, că mai multe televiziuni și alți tineri neoprogresiști și alți oameni necredincioși au încercat să le transmită nu doar la nivel mediatic, adică să nu fie doar o vânătoare de vrăjitoare din punctul de vedere al mass mediei, care urmărește pe creștin și nu îl mai lasă să își desfășoare activitatea în firescul existenței sale, și probabil că ați auzit și frățiile voastre de cazuri în care preoți de la Cluj au fost dați în judecată sau chiar în alt preasfințitul Teodosie pentru că ar fi împărtășit anumite credincioși. Și deci, bineînțeles, că s-ar putea din punctul acesta de vedere să vină vremuri foarte grele pentru că aici va fi vorba de lupta între stat și biserică și între niște drepturi, nu doar cele religioase, ci și alte drepturi cetățenești pe care le-au avut oamenii și la care au renunțat mulți de bunăvoie din cauza temerii de această pandemie. Acum, bineînțeles că măsurile acestea până la un anumit punct sunt raționale și cred că sunt foarte bine de respectat, pentru că vedem că chiar și cei care l-au respectat, din păcate, s-au putut îmbolnăvi și au ajuns în stare gravă la spital. Chiar și cei care și-au pus toată nădejdea în bunul Dumnezeu s-au putut și ei infecta chiar dacă au respectat aceste măsuri. Și nădăjduim să nu vină vremurile în care vor fi impuse împărtășania cu mai multe lingurițe și să vă spun încă o convingere de-a mea,
Cred că dacă se va face un pas de acest gen, el va fi urmat nu la multă vreme de interzicerea totală a Sfintei Împărtășanii, pentru că cel puțin justificarea lor a fost aceea că prin intermediul contactului fizic sau a unor obiecte se poate transmite virusul. Și atunci nu o a doua linguriță, o a treia linguriță, când e din același potir, ar putea să dea justificarea în fața justiției, în fața necredinței, în fața autorităților că Sfânta Împărtășanie nu îmbolnăvește oamenii, deși noi suntem convinși și avem mărturii de comunități de leproși în care ani de zile preotul i-a împărtășit și după ce a împărtășit pe aceștia a consumat Sfânta Împărtășanie și nu a pățit absolut nimica. Și nu este nici primul, nici ultimul virus sau, mă rog, alte situații de boli contagioase pe care le are cineva. Și asta nu înseamnă că preotul s-a îmbolnăvit pentru că a împărtășit pe cineva de genul acesta. Și bineînțeles că, din fericire, iată că acest prim val al persecuției care impunea împărtășirea cu lingurință de unică folosință și care nu s-a aplicat în practică, bineînțeles că în alte părți am văzut că au recurs pentru moment, cum a fost dat ca exemplu și Biserica Rusă, la lingurițe din argint, de mai multe lingurițe care au fost dezinfectate între timp, dar a fost totuși încă vorba de aceeași Sfântă Împărtășanie și de aceeași Sfântă Liturghie săvârșită de clerici sau de arhierei care nu s-au lepădat de Hristos. Și în sine Sfânta Împărtășanie aceeași este, numai că bineînțeles că ridică o problemă mare de conștiință și chiar și de această temere de apostazie când se practică o astfel de împărtășanie. Din fericire, nu s-a aplicat la noi cu lingurițe de plastic, de unică folosință, nici măcar nu s-a ajuns la această impunere la a folosi lingurițe de material prețios mai multe, dar să știți că vremurile care ne vin pentru viitor nu cred că vor fi tocmai ușoare și dacă va trebui să conviețim ca biserică în mijlocul unei societăți, tare mă tem că ni se vor interzice din ce în ce mai multe și s-ar putea să ajungem la a putea să ne păstrăm credința probabil doar în niște condiții de retragere mai departe. Deci, deocamdată, nu este de dorit așa ceva și dăm încă slavă lui Dumnezeu că nu s-a ajuns la noi la această situație, însă pentru viitor numai mila Bunului Dumnezeu ne poate ocroti și feri și de pandemie și de astfel de probleme. Mulțumim, preasfinția voastră. Acum, eu am o întrebare, pentru că am auzit, nu știu dacă este și foarte, foarte adevărat ceea ce am auzit. E adevărat că Vlădicu Petroniu al Sălajului este intubat la Cluj? Am auzit virus. Că da. Am auzit că deci da. Este... Am auzit că da, că astăzi da. De dimineață a avut o așa zisă răceală pe care dumnealui a tratat-o așa de vreo săptămână sau și mai bine. Și din păcate, la fel cum probabil foarte mulți dintre noi avem, cel puțin o reținere sau dacă nu o grijă de a merge să ne tratăm în spital, pentru că există această rânduială obligatorie a facerii unui test și după aceea intri într-un anumit protocol și în spitale care nici înainte nu au fost cele mai igienizate din multe puncte de vedere și exista și posibilitatea acestei infecții intraspitalicești, dar acum cu atât mai mult în contextul acesta al pandemiei și al atâtor informații care s-au transmis din punctul de vedere, probabil că și preasfințitul a avut reținerea de a merge la spital mai din timp și am înțeles că de două zile, adică de câteva zile s-a simțit mai rău și de două zile a fost dus la Cluj, iar momentan cred că este și intubat într-adevăr. Și da. Tot ce se poate să fie descoperit și acest virus în, la examinarea lui prin testul cunoscut. Da, da. Mulțumim. O altă întrebare venită de la o creștină. Cum fac să și simt atunci când dau slavă lui Dumnezeu, nu numai cu cuvintele, ci și cu sufletul? Cu răbdare și cu implicare. Pentru că, așa cum am spus, deci când ia omul sau copilul un ciocan în mână și va vrea să dea în cui, nu va reuși să bată cuiul drept de la primele lovituri. Și dacă va stărui în această îndelinicire alături de un meșter priceput, va învăța și pe măsură ce va crește, va putea să bată cuiul cu mult, acum am dat un exemplu total nepotrivit, dar vreau să vă spun, cu multă pricepere și cu multă durere. Cu siguranță, la fel este și cu relațiile între oameni. Vă dau încă un exemplu, la început doi oameni nu se cunosc, apoi intră în vorbă și descoperă că au ceva în comun. Și pe măsură ce vorbesc mai mult, se cunosc mai bine și doresc să devină prieteni. Sau dacă este cazul
clasic, cum s-a creat între un băiat și o fată, s-ar putea chiar să-și dorească să întemeieze o familie împreună. Bineînțeles că ulterior mai pot apărea alte provocări ca în viața de familie, cu ispitele acestea care sunt peste tot. Dar în relația cu Dumnezeu, aceste ispite nu pot veni. Și până nu intri în contact cu Sfânta Scriptură și cu rugăciunile, nu ai de unde să simți o anumită rugăciune sau Sfânta Liturghie, la fel ca și atunci când ai obișnuința aceasta, dar nu o îndeplinire, să spunem, ritualistică și simplistă, fără implicarea minții și a sufletului în Sfânta Liturghie și în rugăciune. Deci trebuie să ai cât mai multă luare aminte, să te rogi cât mai mult și să ai răbdare. Și cu siguranță îl vei simți pe Hristos și dintr-o simplă citire a unor cuvinte din Sfânta Scriptură și îți va aduce o mare bucurie și cu atât mai mult atunci când te rogi, vei face această rugăciune cu simțirea necesară și care este atât de potrivită sufletului omului. Bineînțeles că trebuiește multă răbdare și pentru aceasta. Absolut, absolut. O altă întrebare din partea unui credincios, cred, despre Hristos și mincinoși. Mulți tot încearcă să ne atragă la alte religii. Unele religii sunt Hristos mincinoși sau cum este înțelesul? Mulțumesc, să rugăm, Doamne ajută! Nu spunem neapărat că religia în sine este Hristos mincinos, dar doar mărturisim faptul cu tărie și credință că în religia respectivă, care a fost descoperită mult, mult, mult mai târziu decât Biserica Creștină Ortodoxă și Biserica Creștină dintr-un începutul, pentru că vremea de 1000 și mai bine de ani a fost aceeași singură și apostolicească biserică, dar aceste culte au apărut de 100 de ani și încă totuși este de remarcat faptul că în ceea ce ei practică în fiecare duminică prin participarea la adunările lor sau prin familiaritatea și insistența cu care citesc cărțile sfinte, au și niște lucruri care sunt de apreciat, dar totuși în niciun caz valorile pe care le promovează ei nu pot fi adevărul în sine pe care biserica l-a descoperit și l-a păstrat până în ziua de astăzi cu mare sfințenie. De pildă, nu există într-o astfel de biserică Sfânta Împărtășanie. Și atunci relația aceasta între Dumnezeu și om, care la noi se săvârșește prin intermediul bisericii și mai ales a Sfintelor Taine și în mod deplin a Sfintei Împărtășanii, într-o astfel de biserică, cât de bine ar predica oamenii respectivi, cât de multe ajutoare între ele ar da, cât de mult succes ar avea la alți oameni sau tineri din vremurile noastre, este doar o părticică din ceea ce ar trebui să facă un creștin și noi, cu atât mai mult, și nu este adevărul. Adevărul este în Biserica Ortodoxă taina spovedaniei, de pildă, în care Dumnezeu i-a dăruit har unui preot de a săvârși Sfânta Liturghie și de a aduce pe Mântuitorul Iisus Hristos prezent în fiecare Sfântă Liturghie săvârșită pe masa Sfântului Altar și a-L împărtăși credinciosului. Unde mai găsește așa ceva? În oricare dintre celelalte biserici. Și catolicii, din păcate, chiar văzusem ceva filmuleț recent, după Conciliul II Vatican, au pierdut foarte mult din tradiția și din învățăturile de credință ale bisericilor. Pe când la noi au rămas neschimbate de atâta vreme. Și chiar dacă, așa cum am spus, ar avea oarecare succes și mai ales un spirit din acesta prozelitist, pentru că unul dintre țelurile, să spunem, neoprotestanților, este că dacă își găsesc ei satisfacția în adunările duminicale, ar vrea să aibă și cât mai mulți adepți, să atragă și alți adepți la credințele lor și, bineînțeles, cât de stăruitori ar fi și cât de convingător ar vrea să pară prin predicile lor, totuși noi trebuie să încercăm să descoperim ortodoxia și valorile pe care le avem acolo și pe care nimeni dintre ceilalți nu le are și să nu ne lăsăm abătuți de aceste lucruri, oricât de convingătoare, totuși în minciună, fiind și abătându-ne din darul cel mare pe care Dumnezeu l-a lăsat în biserica noastră străbună ortodoxă. Mulțumim, preasfinția voastră. O altă întrebare, foarte scurtă. Cum putem lupta cu gândurile? În orice caz, nu dintr-o dată, și încercând să aducem alte preocupări și alte lucruri pozitive, de pildă cum este citirea Sfintelor Scripturi sau rugăciunea în viața noastră. Pentru că și Părintele Teofil Părean spunea același lucru,
trebuie să te rogi mult și să stăruiești cu rugăciunea lui Iisus până cureți mizeria care se adună involuntar sau putodată chiar cu voia prin păcatele pe care le săvârșim în mintea și în sufletul nostru. Și bineînțeles că o luptă din aceasta directă cu gândul nici nu este benefică pentru că ne obosește și cu siguranță are câștig de cauză în lupta cu noi. Deci noi trebuie să fim puțin mai înțelepți decât această tentație și această tendință și să ne axăm pe lucrurile pozitive, cum este de pildă citirea Sfintelor Scripturi sau stăruința în rugăciune, încercând să atragem atenția în cuvintele rugăciunii și în relația noastră personală pe care vrem să o stabilim cu Dumnezeu prin cuvintele rugăciunii și nu atât luptându-ne cu gândurile și, bineînțeles, așa cum am spus și la o întrebare, prin multă răbdare. Pentru că pe măsură ce vom stărui și vom spori în lucrurile acestea care ne plac, cum sunt și citirea cărților sfinte și rugăciuni și participarea la Sfânta Liturghie, vom vedea că ne va fi mai ușor să înlăturăm sau să nu luăm aminte și la gândurile care ar vrea să ne atragă de partea lui. Mulțumim, preasfinția voastră. O altă întrebare. Eu aici aș îmbina două întrebări. Pentru că titlul conferinței este într-o lume a aparențelor orgolioase, de ce să fiu smerit? Aș spune să lămuriți un pic termenii, preasfinția voastră, să lămuriți termenii aceștia, adică să înțeleagă omul ce înseamnă a fi mândru, pentru că mândria ca păcat îi interesează pe creștini și ne interesează pe noi toți, așa, nu sunt mândru de realizările copilului meu, sunt mândru de pruncii mei, e cu totul altceva, și mândria ca păcat, și ce înseamnă smerenie. Și o întrebare venită de la ascultătorii noștri, cum fac să mă smeresc? Adică să lămurim un pic termenii, mândrie, smerenie, și cum fac să mă smeresc într-o lume de aceasta care este într-o permanentă, cum spuneați în cadrul cuvântului, într-o permanentă concurență și care este mai, iertați. Tendința aceasta a mândriei, din păcate, cred că este inevitabilă și foarte ușor de venit în sufletul fiecărui om, pentru că chiar și atunci când învățăm să facem anumite lucruri bune, chiar și în domeniul vieții religioase, sau mai ales atunci când omul, să spunem, lipsit de credință, își sporește averea sau își înmulțește anumite lucruri pe care el poate să le facă și își dă seama că este priceput sau mai priceput decât alții și dobândește ceva în plus față de ceilalți, este inevitabilă această, să spunem, sosire pe nesimțite a mândriei în sufletul omului care îl face să se creadă că este mai deosebit decât ceilalți și mai presus decât ei. Din păcate, această tendință poate să vină destul de ușor chiar și în domeniul credinței. Pentru cei care nu sunt străini de credință, pentru cei care practică formal anumite lucruri și mai ales pentru cei care se lasă copleșiți în această autoapreciere de sine și a virtuților pe care le au sau pe care le-au dobândit într-o oarecare măsură până la un anumit punct și felul cum ar trebui să se raporteze ei la Dumnezeu, pentru că ce suntem noi în comparație cu Dumnezeu și la ceilalți, pentru că nu ar trebui să ne lăudăm cu ceea ce avem sau am reușit noi să facem și nu ar trebui să așteptăm ca ceilalți să ne măgulească sau să ne laude pentru realizările noastre, nici măcar, să spunem, pentru calitățile copiilor pe care le ai, care, bineînțeles că sunt, există poate și un sens bun al mândriei, în sensul că dacă ai investit foarte mult în copii și vezi niște rezultate evidente, ei reușind să facă ceva, este un lucru de care îți aduce bucurie și care spune că sunt mândru de copilul meu, fără a fi neapărat mândria în sensul acela negativ. Dar trebuie să avem întotdeauna grijă la această, să spunem, limită și la care se depășește foarte ușor și la această tendință de a ne crede superior celorlalți și a încerca să ne impunem în fața lor. Asta cred că ar fi mândria. Pe de altă parte, smerenia, cred că ar fi aceea de a recunoaște fiecare locul și rostul său real în lume pe care îl avem și, bineînțeles, a încerca printr-un exercițiu lăuntric să ne impunem această metodă de a nu ne crede și de a nu ne impune în fața celorlalți.
Adică, dar nici de a aluneca în cealaltă limită în care să credem că nu suntem buni de nimic. Ci trebuie să sporim în viața noastră duhovnicească și, bineînțeles, în înmulțirea talanților pe care ne-a dat Dumnezeu, dar întotdeauna să avem și această raportare reală la cel de lângă noi și, dacă se poate, și asta în mănăstire cred că este calea cea mai importantă pentru dobândirea smereniei și pentru sporirea în viața duhovnicească, să renunțăm la voia noastră în favoarea voii celui de lângă noi. Adică, și bineînțeles că aici ar mai trebui poate și puțină înțelepciune, ca nu înseamnă a îndeplini toate cuvintele sau toate dorințele, toate cererile care vine de acel de lângă noi. Dar dacă este o cerere logică și rațională, fără să încercăm să o analizăm din multe puncte de vedere, să fii în stare să renunți la voia ta în favoarea voii celui de lângă tine și să îți vezi locul și rostul tău real în lume și să fii dispus să îl ajuți pe celălalt mai mult decât să-l judeci și mai mult decât să încerci să îi te impui. Aceasta este calea smereniei, vorbind așa, în termeni mai simpliști. Dar bineînțeles că o sporire mai serioasă în smerenie va veni și ea pe măsura înaintării omului în viața duhovnicească și a apropierii lui de Dumnezeu, pentru că făcând aceasta o să îl vezi pe cel de lângă tine ca pe un frate al tău și ca pe un alt om care cu siguranță are calitățile lui, are și defectele lui, are și darurile lui de la bunul Dumnezeu și să poți să te raportezi la el pentru că te apropia mai mult de Dumnezeu, altfel decât de pe această poziție dezavantajoasă și superioară, egoistă a omului mândru. Mulțumim, preasfinția voastră. O altă întrebare venită din partea unei doamne preotese. Binecuvântați, Părinte Preasfințite, cum ne putem vindeca de împietrirea inimii? Prin aceleași lucruri, prin a începe să faci ceva cu drag și cu dorința de a spori și în viața duhovnicească și a aduce în orizontul tău cotidian și altceva decât grijile obișnuite ale vieții zilnice. Acestea de a crește copilul, acestea de a-ți îngriji casa, aceasta de a-l avea pe părintele cât mai aproape de tine, în ciuda, să spunem, îndatoririlor pe care le are la parohie, dar și a găsi un echilibru astfel încât să se poată ocupa și de familie și nu doar de treburile parohiei și de alte activități și planuri mari pe care le are de îndeplinit părintele. Cred că prin răbdare și prin această stăruință și implicare de pildă în această citire a Noului Testament și prin mai multă rugăciune. Și bineînțeles, probabil că și sfătuirea cu duhovnicul este foarte importantă, mărturisirea acestui lucru și bineînțeles că împlinirea cuvântului și a sfatului pe care îl dă duhovnicul ucenicului, dar cred că cel mai mult e important în privința aceasta ocuparea de lucrurile duhovnicești, acelea mărunte și mici, dar cu stăruință și care îi va îmbogăți viața și îi va face și inima mai simțitoare, mai neîmpietrit. Mulțumim, preasfinția voastră. O rugăminte la frați, puneți-vă microfoanele pe mut, vă rugăm frumos, pentru că în momentul în care intră microfonul dumneavoastră, dispare și imaginea și vă auziți și bruiați cuvântul preasfințitului. Da. O altă întrebare, preasfinția voastră, venită din partea unor copii tineri, credincioși foarte buni. Cum să îl avem pe Hristos zi de zi în sufletele și inimile noastre, adică cum să nu ne împrăștiem când lumea de azi este o ispită? Vă mulțumim! Bineînțeles, probabil că nu sunt copii de vârstă foarte mică, cred că... Nu sunt copii, sunt copii... Deci, da. Acum... Sunt copii tineri. Da, sunt tineri. Da. Această dorință lor este demnă de apreciat și bineînțeles că ea se va realiza la măsuri mai înalte, probabil atunci când vor reuși să sporească în această rugăciune a inimii, cum se spune, sau în rugăciunea lui Iisus, dar care iarăși nu trebuie probabil nici ea insistat foarte mult fără un îndrumător duhovnicesc, pentru că există oarecare risc pentru a cădea într-o înșelare. Dar cred că, în primul rând, încercând să fii atent la lucrurile în care te pot împrăștia și evitându-le pe acelea, sau mai ales, să spunem, contextul și
compania unor lucruri, unor îndeliniciri care pe tine nu te folosesc și bineînțeles că te tulbură prin faptul că îți aduc în viața ta cotidiană și tulburări mai mari prin lucrurile respective la care particip și bineînțeles prin citirea mai îndelungată, poate chiar dacă vor încerca să învețe o limbă străină, greacă, veche, de pildă, și să studieze textele Sfinților Părinți, de pildă în limba originală, sau să sporească mai mult în teologie, prin mai multă rugăciune, vor spori cu siguranță în preocuparea și în dragostea aceasta, vedeți, ca și cineva care se preocupă în mod special de un lucru și acela devine singura și principala lui preocupare, în sensul acesta de viață duhovnicească, pe care poate n-au avut-o până acum, dar cu siguranță există la nivelul dorinței, de vreme ce își pun astfel de întrebări, și arăși totuși să nu se supere și să nu se întristeze prea tare dacă nu vor reuși dintr-o dată să ajungă la această măsură a neîmprăștierii. În mod normal, prin multă rugăciune, ajunge omul să fie foarte adunat, dar aceasta la vârsta tinereții, cred că este un pic mai puțin așteptat, adică sunt, cred că, rare astfel de cazuri și e demnă de toată aprecierea Bunului Dumnezeu să-i ajute să își îndeplinească această dorință și să sporească, dar păstrând și un echilibru aceasta între vârsta tinereții și dorințele lor foarte înalte. Mulțumim, preasfinția voastră! Da, într-adevăr, sunt copii tineri foarte, foarte buni, foarte de treabă și foarte cuminți. Da, și ăsta este un lucru foarte, foarte îmbucurător și care, zicem, că ar avea și rezultate bune pe viitor. O altă întrebare de la un părinte. Binecuvântați, preasfinția voastră, care este granița dintre smerenie și falsa smerenie și dintre bucuria realizărilor duhovnicești și mândrie? Cu ce virtuți ajutătoare poți dobândi acest discernământ? Cred că granița aceasta este greu de depistat. Probabil că până vom ajunge să o înțelegem, de multe ori vom păți și noi această, să spunem, iluzie sau această înșelare în a crede că am sporit în viața duhovnicească sau am dobândit oarecare smerenie, până când un cuvânt ne la locul lui din partea celui de lângă noi, vom vedea cât de repede ne supără. Și atunci vom înțelege că nu suntem nici pe departe atât de smeriți pe cât am crede sau pe cât ne-am dori. Mai greu este cu granița aceasta între mândrie, să spunem, și satisfacția lucrului împlinit și care foarte ușor se poate cădea. Dar totuși trebuie să ne străduim să facem și aceste lucruri bune și dacă nu vom face nimic, niciodată nu vom spori. Vom rămâne întotdeauna la grijile și preocupările noastre zilnice. Deci cred că este important să ne străduim să facem aceasta și pe măsură ce darul lui Dumnezeu va veni în viața noastră, atunci vom spori mai mult și în dobândirea virtuților și în înțelegerea smereniei, care nu știu dacă poate fi înțeleasă. Și mai ales să ne străduim pe cât putem, ca sporind în rugăciune, să nu ne mâniem atât de ușor și atât de repede pe cei care nu ne laudă, ci ne spun adevărul, chiar dacă adevărul acesta nu este adevărul adevărat, ci este o opinie subiectivă din partea celuilalt. Adică granița este greu de depășit și totuși nu putem să stăm pe loc, trebuie să mergem înainte, cu nădejdea că într-o zi, și până atunci, într-o zi, Bunul Dumnezeu ne va ajuta să dobândim. Dar și până atunci, că deci vom avea mai puțină tulburare în sufletele noastre pentru că am sporit în viața duhovnicească, vom găsi mai mult rost și înțeles pentru viața noastră, pentru încercările care vin de orice fel ar fi, pentru întâlnirile cu celelalte persoane pe care să ne străduim să le înțelegem mai mult decât să le judecăm și să nu ne supărăm atunci când ne ceartă și ne mustră și nu ne laudă după măsura virtuților noastre pe care ca și preoți am crede că le-am dobândit. Mulțumim! O altă întrebare, preasfinția voastră, dați-ne niște sfaturi. Cum să sfătuim și noi, care mai mergem la biserică, pe cei care nu prea vreau să vină din motive de lene sau indiferență, sau care consideră că nu neapărat mersul la biserică mântuiește? Mulțumim! Binecuvântați! Cred că nici nu se pot da foarte multe sfaturi și mai ales dacă nu ni se cer. Pentru că, în mod normal, găsim repede un sfat pentru celălalt și mai greu de aplicat în viața noastră.
Bineînțeles că cei care au pus această întrebare cred că își doresc în mod sincer să îi ajute pe cei mai puțin practicanți sau pe cei mai puțin credincioși să vină la biserică. Dar cred că primul pas pe care trebuie să-l facă este să se roage pentru ei și să sporească în viața duhovnicească și să le prezinte propriul exemplu pentru care credința este importantă în viața lor. Îi văd că sunt mai buni, că sunt mai îngăduitori, că sunt mai răbdători, că sunt mai înțelegători, că sunt mai puțin mânioși, că sunt mai buni în relațiile cu ceilalți și se roage pentru aceștia pe care îi doresc să meargă la biserică și să prezinte din darul lui Dumnezeu un propriu exemplu îmbunătățit datorită credinței și atunci poate că și ceilalți vor descoperi calea aceasta. În orice caz, nu putem să le impunem să vină și nici nu are rost să îi cicălim pe această temă pentru că rezultatul va fi taman pe dos. Da, mulțumim. Și o altă întrebare. Dacă mai îngăduiți o întrebare? Da. Cum putem îngriji duhovnicește persoana la care persoana ținem care poftiți, la care ținem cel mai mult. Nu. Cum putem îngriji duhovnicește persoana care dă o notă de mândrie prin atitudine și nu prin cuvânt? Răbdând-o. În primul rând încercând să o răbdăm așa cum este și mai ales prin răbdare atunci când ajunge într-un moment de cumpănă sau de încercare care este inevitabil în viața oricui, să fim dispuși să îi întindem o mână de ajutor și până atunci să ne rugăm pentru el, să îi întindem o mână de ajutor ca și când acela nu l-am sesizat că este orgolios în relație cu noi. Și încercând să vedem în el partea bună, răbdând această trufie a orgolului față de noi, încercând să fim cât mai deschiși și cât mai binevoitori, rugându-ne pentru noi și în momentul când ajunge la o încercare, întinzându-i mână de ajutor care poate că îi va schimba și acea împietrie și acea superioritate a orgolului pe care el crede că o are. În mod îndreptățit față de noi care suntem niște credincioși smeriți și de mai mică valoare în ochii lui. Da. Mulțumim. Acum, dacă părinții nu mai au întrebări, eu nu sunt pe, eu sunt pe WhatsApp, primesc întrebările și pe chat. Dacă sunt întrebări pe Facebook, eu nu am Facebook, nu știu. Și dacă părintele Ioan ar da o mână de ajutor aici și întrebări pe YouTube. Așa. O întrebare proaspătă. Dacă va fi o luptă între stat și biserică, ce ar fi de folos să facem noi, credincioșii? Doamne miluiește! Să ne deștim că nu se va ajunge prea repede la acea luptă și, bineînțeles, să ne păstrăm credința și rânduielile noastre și să încercăm să găsim un numitor comun cât se poate, într-o oarecare măsură, mai ales cei care vor avea copii sau vor avea alte persoane mai sensibile în grija lor, pentru că va fi foarte dificil pentru aceia, depinde, să își cumpere o casă la țară sau să se depărteze, să se retragă din societate, astfel încât prin propriile lor mijloace și prin munca lor să se poată susține. Deci va fi probabil o vreme foarte delicată. Noi cel puțin ce putem face este să încercăm să sporim duhovnicește, astfel încât, cum spune Sfântul Apostol Pavel, prin credința unora să se amâne acea zi a judecății care va veni, am putea să spunem în aceste cazuri, acele momente în care se va schimba societatea, statul și autoritățile atât de mult și, bineînțeles, până atunci să încercăm să ne rugăm pentru acești tineri și pentru acești oameni care astăzi sunt necredincioși, puși doar pe căpătuială și pe dorința de a obține anumite funcții în conducerea statului, poate Bunul Dumnezeu îi va lumina și pe ei, astfel încât să își înțeleagă greșeala și să schimbe viața, indiferent de funcția pe care ar avea-o. Iar la vreme de încercare, dacă se va ajunge la un conflict dur, probabil că va trebui să alegem calea credinței, cât de grea ar fi, și să lăsăm pe celelalte deoparte, încercând să ne asumăm toate riscurile, și cum spune Mântuitorul, să dea Dumnezeu, rugați-vă ca
fuga voastră să nu fie iarna și ceva de cea care va fi însărcinată, cum este un exemplu vorbind la nivel mai general, adică sunt și situații, și nădăjduim că nu se va ajunge până acolo, în care va trebui să iei o decizie foarte dură în a avea grijă de cei mai dragi a tăi și a putea să le oferi strictul necesar și a încerca să îți păstrezi aceste, să spunem, așteptări și cerințe în alte credințe. Deci mai bine să încercăm să sporim noi duhovnicește, să mai împuținăm păcate și poate se milostivește Bun Dumnezeu și îi mai ține deoparte pe cei care abia ar aștepta să schimbe din rădăcini această societate și să ne impună în totalitate modul lor de viață, măcar că în astfel împrejurări să plâng că nu a fost înțeleși și că nu a fost înțeleși și toleranță față de ei, dar dacă ar ajunge la conduce, ar fi mult mai duri decât am fost noi față de ei. Mulțumim, Preasfinția voastră. O altă întrebare, dacă îngăduiți. Da. Sărutăm dreapta Preasfințită Părinte. Despre cunoașterea de sine. Cum se poate cunoaște omul pe sine? Bineînțeles că omul se poate cunoaște pe sine pe măsură ce trec ani, pe măsură ce depășește eșecurile care le are de întâmpinat și pe măsură ce sporește și în viața duhovnicească și există în el bunăvoință de a se accepta pe sine așa cum este. O cunoaștere mai mare despre sine însuși nu poate avea tânărul la vârsta lui, oricât de mult și-ar dori, oricât de idealist ar fi. Nu poate să aibă nici omul la vârsta medie totală, pentru că totuși suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu, care este nesfârșit și veșnic. Și atunci și noi, oricât de multe lipsuri și, să spunem, patim sau păcate sau minusuri am avea, nu ne reprezintă în totalitate nici acelea. Oricât de multe calități am avea, nu sunt suficiente și trebuie să ne găsim rostul și locul nostru corect și real în lume, care este și smerit și deschis prin dragoste față de aproapele și față de Dumnezeu. Și tot timpul trebuie să sporim și mai ales să nu fim deznădăjduiți de ceea ce vom descoperi în interiorul nostru, pentru că ăștia suntem noi, aceștia cu cei care suntem, trebuie să lucrăm în așa fel încât să avem deschiderea necesară pentru a petrece în bună înțelegere și în comuniune cu frații noștri și cu Dumnezeu și a scăpa de minusuri, a răbda încercările, a ne îmbunătăți și, bineînțeles, să nici nu ne mândrim atunci când vom reuși să avem mici progrese sau mai mari progrese din acest punct de vedere. Trebuiește răbdare, trebuiește așteptare, trebuiește înțelepciune, ajutor de la Dumnezeu și îngăduință și față de noi și față de minusurile pe care nu am vrea să le avem și care credem că ne micșorează în ochii lumii, deși poate că nu este reală nici această percepție, dar și față de cei de lângă noi trebuie să avem mai multă îngăduință. Cu trecerea timpului vom avea mai multă cunoaștere despre noi, dar niciodată cred că aceasta nu va fi deplină și va spori veșnic ca și, să spunem, relația pe care trebuie să avem cu Dumnezeu. Și dacă îngăduiți, acum, dată fiind ora, suntem deja de 2 ore în direct. Dacă mai îngăduiți o întrebare, Preasfinția voastră, și promitem că e ultima. Ce este curajul duhovnicesc și cum se poate materializa în fapte mărturisirea credinței? Mai are rost să urmăm exemplul martirilor din calendar sau trebuie să descoperim alte modalități de trăire a credinței? Siguranța are rost, iar acel exemplu suprem al martirului nu l-au avut toți, dar a fost foarte important, era și dar de la Dumnezeu și noi trebuie să ne dorim să sporim în credință. Că poate Dumnezeu ne mai dă zile și o să treacă și această perioadă grea a pandemiei, poate nu o să vină tăvălugul restricțiilor și a interdicțiilor peste noi, poate nu vom fi nici toți obligați să luăm o anumită decizie, să nu mai putem împărtăși, trebuiască să vaccinezi, să trebuiască să primești în interiorul trupului tău sau prin programe, prin aplicațiile tale, nu știu ce, programe prin care echipurile o să fie societatea mai bine protejată în aceste condiții de sănătate, dar de fapt cred că se dorește un control și mai mare asupra tuturor membrilor societății. Deci să descoperim, să spunem, prin înțelepciune, măsura cea mai bună pe care trebuie să o luăm în orice împrejurare a vieții, oricât de dificilă ar fi ea.
Dar pe de altă parte nu trebuie înlăturat această tărie a credinței creștine și a mărturisirii până la mucenicie sau la martiriu, pentru că și astăzi, dacă ne referim de pildă la întrebarea aceea pe care am avut-o de scurtă vreme, când se va ajunge la un conflict total între biserică și stat, poate că vor fi astfel de situații în care va trebui prin darul lui Dumnezeu și nu altfel să putem să ne asumăm o mărturisire a credinței chiar cu prețul vieții. Și dacă va fi o astfel de situație, probabil că Dumnezeu ne va da și puterea, sau cu siguranță Dumnezeu ne va dărui puterea ca să putem face față și o astfel de provocare. Dar să căutăm acum alte modele, nu cred că este de dorit. Bineînțeles, am spus că vor fi momente foarte dificile dacă societatea va evolua într-o anumită direcție și tu, ca și tată de familie, ca și, să spunem, conducător de parohie, de comunitate, va trebui să decizi pentru toți ceilalți și nu toți sunt credincioși sau nu toți sunt la fel de tari în credință. Nu vei ști ce să alegi, va fi foarte dificil. De aceea am zis ca să ne rugăm că poate Dumnezeu să ne întărească în credință până în momentul acela, să ne lumineze, să știm ce să facem dacă va veni un astfel de moment. Dar cu siguranță mucenicia a fost și rămâne un mare dar pentru creștini și bineînțeles că nu se face din propria voință. Au fost și cazuri de creștini care și-au dorit ei înșiși să devină mucenici pentru că au făcut-o din mândrie. Dumnezeu le-a retras harul și ei s-au înspăimântat și în ultima clipă s-au lepădat de Hristos și au revenit la o viață din aceasta oarecum obișnuită și probabil apăsată și de această mustrare de conștiință a apostaziei. Nu știm dacă aceia s-au mântuit până la urmă sau nu s-au mântuit, dar ei nu s-au învrednicit de darul muceniciei. Deși mucenicia în sine este un dar de la Dumnezeu, noi ce putem să facem este să ne dorim și să ne străduim puțin câte puțin să sporim în cunoașterea lui Dumnezeu și în viața noastră duhovnicească. Sărutăm dreapta preasfinția voastră și vă mulțumim. Vă mulțumim pentru cuvântul pe care ni l-ați împărtășit. Vă mulțumim pentru răspunsurile la întrebările pe care vi le-am făcut. Cred că va fi necesar să reluăm această conferință. Așa trebuie. Toate conferințele sunt înregistrate, toate sunt așezate pe suportul YouTube al Episcopiei. Părintele Ioan poate da lămuriri mult mai pertinente, pentru că este domeniul Sfinției sale. Așa. Dar eu cred că va trebui să mai avem întâlniri cu Preasfințitul Siluan Mănuil al Ungariei, pentru că trebuie să continuăm această discuție. Am văzut că întrebările vin pe parcursul discuției. Eu cred că un cuvânt naște altul, o întrebare naște altă întrebare, un răspuns poate să aducă și o altă întrebare care cere la rândul ei răspuns și la rândul acestuia va aduce o altă întrebare. Noi vă mulțumim. Cu îngăduința Preasfinției voastre, vă vom mai solicita și sperăm din toată inima să fiți la fel de prompt în răspuns. Adică acel răspuns, da, sigur, cum să nu, cu mare bucurie. Și sperăm ca această întâlnire a noastră să poată să se realizeze și față către față. Pentru că noi, ca centru de studii, am organizat de câțiva ani de zile cursuri de vară cu preoții, cursuri de formare, o săptămână de cursuri. Această săptămână fiind numită de Preasfințitul Episcop Siluan al Italiei, săptămâna de cursuri, Universitatea de Vară, Sfântul Maxim Mărturisitorul și Sfânta Muceniță Ecaterina. Acum, noi încercăm să gândim o astfel de săptămână pentru anul viitor. Nu suntem foarte convinși că poate fi și realizată. Anul acesta era deja în proiect, dar dată fiind situația anului cu pandemia și așa mai departe, toate au fost închise, toate s-au șters. De aceea, într-un viitor, când va îngădui Bunul Dumnezeu și cum va îngădui Bunul Dumnezeu, vă vom face, cu îngăduința Preasfinției voastre și cu binecuvântarea Preasfințului Episcop Siluan, vă vom face și o invitație live, față către față,
să ne și îmbrățișați, nu numai în cuvânt, ci și așa, în mod real. Da, să ne luați în brațe și să ne purtați. Noi vă mulțumim, Preasfinția voastră. Și mă bucur de revedere, în primul rând. Și eu, la fel. Da. Vă doresc multă sănătate, binecuvântare și ajutor de la Bunul Dumnezeu ca să sporiți pe calea aceasta a cunoașterii lui Dumnezeu și, bineînțeles, a simțirii iubirii de Dumnezeu și de aproapele, care cred că este foarte importantă pentru fiecare dintre noi. Și profit de faptul că suntem în legătură cu mai mulți credincioși și cu mai mulți frați preoți și doamne preotese, diaconi și diaconițe, aș vrea să anunț faptul că mâine ne va vorbi domnul profesor Adrian Lemeni la aceeași oră, orele 19, toate conferințele vor avea loc la orele 19, ora Italiei, bineînțeles. Toți conferențiarii m-au întrebat orele 19 fiind ora, și am spus, ora Italiei. Bun. Această conferință a domnului profesor Adrian Lemeni este legată de libertate. Vă invităm cu toată dragostea să participați la întâlnirea aceasta de mâine seară, cum vă invităm să participați la toate întâlnirile noastre și, de ce nu, să trimiteți părinților, să trimiteți mesaj și în parohiile sfinților voastre. Domnul profesor Adrian Lemeni ne va vorbi despre libertate și despre curajul de a fi lider într-o societate ca cea de astăzi. E o temă care provoacă, cum de altfel o temă care provoacă a fost și tema preasfințitului Siluan al Ungariei, cum a fost o temă care provoacă și tema preasfințitului Siluan al Italiei, și toate temele sunt teme care ne provoacă. Atât îl provoacă pe conferențiar, cât ne provoacă și pe noi. Și sunt provocări reale ale zilei de astăzi. Mulțumindu-vă, preasfinția voastră, o să facem rugăciunea, dar ca să nu fiu tot eu, aș ruga un părinte mai tânăr să facă rugăciunea și un diacon. Mi-a căzut prima dată, Daniel Andrușcă. Părintele Daniel, dacă este, să-și deschidă microfonul, dacă îndrăznește. Da. Și să facă rugăciunea cu vinese cu adevărat și să ceară binecuvântare la vlădicul Siluan. Sau e părintele diacon? Sau părintele Ioan Juravle, părintele diacon? Haideți, îndrăzniți, nu fiți emotivi. Doamne ajută! Bucurie! Cuvinește cu adevărat și fericită ele născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevrumoasă și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce mai fericită decât de eruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără fericită și unul Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de mărin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cea pururea și în veșii veșilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, răsfințită să pune bine cuvântează. Nu este Dumnezeu cu a său har și cu a său iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Amin. Iubiți frați, pentru mâine seara la orele 19, vom intra 19 fără câteva minute, 18.45, 18.50. Ce vă rugăm? Linkul de platformă